15. Bună ziua! Începem ședința din 26.10.2016 cu procesul verbal de la ședința trecută. Are cineva obiecții în... Da, domnul Liviu se înscrie la cuvânt. Altcineva care are obiecții la procesul verbal de săptămâna luna trecută. Da, deci și domnul Goago, micul observat. Da. Deci, hai, eu aș vrea prima dată să încep prin a întreba colegi, dacă au citit toți procesul verbal. Nu mie trebuie să-mi răspundă, adică să spun așa dacă au citit. Pentru că da, am găsit ceva, unii din alte tenții între ce s-a spus, am urmărit ședința, bine, foarte mici, nu se pune probleme, nu am ceva de comentat personal pe tema procesului verbal. Însă vreau să văd dacă toți colegii se regăsesc. Bă, frate, atâta timp cât eu am votat sau nu am votat, m-am abținut, am votat împotrivă, eu cred că ar trebui toți să citească, să vadă dacă este acolo. Dacă se găsește, se regăsește fiecare în procesul verbal. Asta vreau să concret la acest proces verbal. Nu, lăsați în procesul verbal, oricum trebuie să-mi parvină și nu-i problemă. Nu, vreau să-mi iau, da, bine, o să-mi iau, dar am găsit... Deci, sunt mici, s-au strecurat. Bine. Sunt mai strecoare, pentru că, vă spun, este foarte greu de bătut acest proces verbal. Ședința se desfășoară într-un grid, vorbiți toți, deci normal se înscrie la cuvânt două persoane care ar trebui să vorbească la rând. Nu se suprapun, vorbiți cinci odată. Este foarte greu, chiar să ascult în căști. Doamne, eu am urmărit tocmai asta, dacă sunt, eu cred că sunt destul de fidelă, se discută. Și atâta timp cât există o registrare... În proporții din 95%... E corect, da? E corect, da? Dar însă, problema numai puțin. Însă povestea este în felul următor. Ceea ce spuneți dumneavoastră, că vorbesc unii peste ceilalți, ideea este așa, în momentul în care cineva s-a înscris la cuvânt. Asta, domnul președinte. Deci în momentul, ca președinte, deci vă rog să consemnați domnul președinte acolo. În momentul în care cineva s-a înscris la cuvânt, nu vine celălalt că se trezește. Da. Îi vine ideea. Îți vine ideea atunci. Vorbești, nu la revedere. Dacă ai ceva de discutat câteva, este foarte greu. Da. Și normal așa ar trebui respectat procedura. Deci cine se înscrie la cuvânt, ia cuvântul. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, se fac iar înscriere, iar se vorbește în ordinea înscrierilor la cuvânt. Așa dacă s-au înscris doi și am avut caz că au vorbit 10 după, e foarte greu. Da, în principiu, dacă s-a votat și s-a consemnat ce s-a votat, e în regulă. Dacă s-a scăpat un paragraf... Eu am spus doar atât. Știu că e foarte greu. Domnul profesor Coagă, vă rog. Eu am încă observații. Deci, până acolo este proces de urmă. Au ședinții ordinare din data trecută. Tot ce este scris aici pare asta cu stenogramă, 100%. Da, e 100%. Și asta vreau să vă zic. În mod normal, într-un proces verbal, se spun doar ideile principale. Dar am avut, sau așa s-a moștenit, că s-a trecut tot. De exemplu, ați separat de la ADIF, când a venit procesul verbal, de la ședință, a durat ședința două ori și a venit două pagini proces verbal. Exact. Deci nu se scrie tot. Mai ales când avem înregistrarea care este pe internet. Deci, și asta care la fără. Cine și-a scris acolo? Se coincid înregistrarea și cu procesul verbal, ca să nu fie dubii, dar rugămintea este, cum o spunea și domnul, să nu mai intervenim pe cuvântul altul. Să ne educăm între noi, parte dintre noi, ca să intervențiile astea neanunțate să nu mai luăm. Întrebarea mea este cine intervine? Da. 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 Dar dacă citim acea de ah. Deci asta chiar este o rugăminte personală, să vorbiți pe rând. Voi toți să faceți un comun. Și în ordinea scrierilor la cuvânt. Doamna, mi se pare cumva că... Doamna, așa nu de râs. Mi se pare cumva că intervin. Atâta din cât nu am făcut. Domnul Titelul totdeauna se anunță. Da. Da, da, da. Dar sunt alți care intervin pe cuvântul Michelu, Moi sau nu mai care. Deci după ce o să vorbească cel trecut aici, eu o să fac o reînscriere la cuvânt. Că dacă îți aduce eu ceva... Eu nu-i corect ca să facem o reînscriere la cuvânt, pentru că cel care dorește să ia cuvântul în ședință, poate să o facă la început. Când președintele de ședință anunță cine dorește să ia cuvântul pentru proiectul de hotărâri sau pentru un subpunct care el consideră necesar, poate lua, poate ridica mânuța, două degete
și să se înscrie la cuvânt. Și dacă cumva și atunci a venit o chestie, are o completare pentru dumneavoastră. Ce face? Pentru să se uite, trebuie să spună cuvânt. Dar altfel face neînscrieți la cuvânt. Să se înscrie, domnule, și după aia spune, domnule, nu mai am nicio completare. Care problema? Renunță. Nu poate să se înscrie, dar nu e. El se înscrie și dacă are ceva de completat sau adăugit sau modificări, vine sau nu vine? Nu ai de unde să știi dacă îți vine o idee sau nu. Vă rog frumos să mă credeți că eu am dreptate. Că domnul Ionel Vitelu, de exemplu, acum nu are nimic la punctul 1. Dacă între timp domnul Ungureanu spune ceva și are o idee așa, poate să facă o completare. Da, dar ideea așa ședință nu este da, să ne contrăm. Despre asta e vorba. Da, nu mai că nu-mi place ce spune domnul. Nu, un punct de vedere al poate ceva contrăm. La ce să ne contrăm, doamne? Nu, stați că vreau. Că nu mai puțin. Nu, cu ce să ne contrăm, doamne? Ia spuneți-ne. Cu ce ne contrăm aici ședință? Eu voiam să zic să nu ne contrazicem unul peste altul ca să nu se mai înțeleagă nimic. Nu ne contrazicem și nici nu ne contrăm. Noi dacă venim, poate venim cu idei constructive. Orice consilier din acest consiliu local care face parte din acest consiliu. Tocmai asta am subliniat eu. Vine cu idei constructive. Eu nu cred că vine cineva să-i dea la joare la unul. Nu, nu, era vorba. Sub nicio formă. Deci omul dacă este supărat, în speță, eu dacă sunt supărat în acest consiliu, sunt supărat pe ceea ce nu se face. Nu sunt supărat pe ceea ce se face. Bine că nu s-a făcut nimic, asta e altă problemă. Cred că ați înțeles foarte bine sensul cuvântului, nu ai răspuns. Tocmai că... Trecem și vorbim la diversii, următoarea. Să votăm procesul verbal. Cine este pentru? Hai. 14 pentru, da? Împotrivă? Nimeni? Abține bine. Se vede din... Așa. Continuăm cu ordinea de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Dinu Fioret, președinte de ședință pentru luna noiembrie 2016. Are cineva obiecții? Trecem la vot. Cine este pentru? 14 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Comunei Târgu Trotu, județul Bacău. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Liviu Mititelu, altcineva. Îndrăzniți, ca să nu mai facem o remarcă la cuvânt. Poate nu îndrăznesc, poate, așa cum ai spus în ăsta, poate să înscriu ulterior. Tocmai haideți să vedem dacă se înscriu ulterior. Începe, domnul Liviu. Doamnelor și domnilor consilieri, la ședința avută pe comisii din data de 25, da, adică ieri, da, a venit doamna contabil și i-am cerut câteva lămuriri. Bineînțeles că a venit și domnul primar. Și ne-a lămurit, dar lămurit eu nu am fost mulțumit, mă rog, parțial doar. Doamna a spus că s-au luat bani de la... Vă spun imediat. Nu, de la transporturi, s-a luat, stați numai puțin, că vă spun, s-a luat de la agricultură, silvicultură, de la vărsăminte pentru, din secțiunea de finanțare, pentru finanțare de secțiunea de dezvoltare. Bun. Vin cu o întrebare. De fapt, ar fi două. Da. Să văd dacă la prima visă. Am întrebat ieri, v-am întrebat în ședința care am avut-o pe comisii, și am întrebat-o pe doamna, în ședința trecută, nu ați fost aici la ședință. Mm. Eu am întrebat-o, doamnă, era o sumă de 50.000 de lei alocată la un cot în Vișoara. Doamna, repet, ca să audă și colegii mei, poate nu știu, poate suma aia, noi toți știm care suntem aici, sau mai mult, poate știm cei de la buget finanțe. Trebuie să ai o sumă prinsă acolo ca să te poți lua. Să iei de aici să pui, dacă vrei, să te apuci de o lucrare. La investiții, să mă știu. La investiții, vorbim. Da? Deci, 50.000 de lei. Bun. S-a tăiat acum mai 25.000 de lei.
Vă rog să ne spuneți, fiind pe o perioadă, pe o perioadă scurtă, pe rând mandatul de primar, să ne spuneți, să ne spuneți cu exactitate, acesta fiind la investiții, cât costă exact acest port? Cât costă? Deci vreau să știu și nu mai vreau în ședință. Dar, cu virgulă, colegul meu a punctat la ședința din săptămâna, din luna trecută, că vrea scris, s-a mai punctat un coleg. La fel vreau și eu să mi se dea un răspuns scris. Nu am primit, vă repet, nu am primit niciun răspuns scris. Niciun răspuns. Cât costă proiectul, cât costă podul în sine, pentru că noi, eu, tu, cu tare, am fost în mandatul trecut consilier. Bun, și știm foarte bine, numai puțin, s-au făcut investiții, s-au plătit, să spun, o grămadă de investiții cu bani grei de la bugetul local și nu s-au făcut nimic. Deci vreau să știu cât costă proiectul și lucrarea în sine. Pentru ce susțineți dumneavoastră, da. Trecut, așa nu se răspunde vreodată. Așa. S-a prins suma de 50.000, da? Pentru podul respectiv. Cu tot cu proiect, nu va ajunge mai mult de 70. Deci asta să înțeleagă... Dar eu nu pot să mă mișc dacă nu am ceva prins pe locația respectivă. Asta trebuie să înțeleagă. Deci, această lucrare, așa, în mod cert o știți, fac și parte din... Este neapărat stringent această lucrare pentru această comună? Eu cred că am mai discutat ieri. Nu mai rețineți? Da, da, e stringentă? Eu zic că da. Sunt copii, sunt familie. Domnul Goagă, am înțeles că a fost discuția multă să întreb, dar... Eu zic că este necesar pentru... Ce lățime va avea acel pod? Ce lungime? 6 metri pe 7. 6 metri pe 7, da? Exact. Deci asta ce reprezintă acest pod? Cale de acces către dinspre înspre. Domnule, de-ați fost acolo. Păi eu am fost, dar trebuie să le spuneți colegilor mei. Este un pod pe foaie? Păi nu, dar trebuie este să le spuneți. Este un pod unde este, unde vine Văratici, nu? La bani? Nu, Nu, și va fi, am văzut, depozitați materiale de construcție. Da, adică și este zona din ce mai locuie. Două familie, au toate, au curent, au... Da. De ce să nu să facem ceva, de ce să... Cât costă un proiect, acest proiect? Dacă virgulă costă 70.000 de lei, un 10% să iau un proiectant, asta înseamnă 7.000 de lei. Deci asta înseamnă 7.000 de lei, aproape 1.000 și vreo... 700 de euro. Astea sunt estimări, n-am să știm. Noi haideți să vă zic ce am făcut știu dacă e mult. Până acum. Ia spuneți, doamnă, dacă dumneavoastră sunteți primăriți aici și dacă știți. Păi spuneți, ia să vedem. Estimări, ia spuneți-ne estimări. Că dacă chiar... S-a făcut doar o adresă la Apele Române, pe Institutul Hidrologic acolo și atât. Până în prezent. Noi nu avem o estimare la podul ăsta. De unde să vă dăm cifre? Deci, domnul meu, eu vreau... Începând de la această ședință, așa, ca să vă spun clar, așa, fără să mai menajăm pe nimeni, fără să sărim la jugulara cuiva, să spuneți că dăm la joale, sărim la jugulara, avem ceva cu cineva, bacă-l carotăm, bacă nu îi place din fața lui, bacă nu știu ce avem, ce altercații la discuții. Dacă nu ne aduceți din ședința viitoare, așa, din ședința următoare, din luna noiembrie, la fiecare consilier să se dea o hârtie, listă de investiții. Asta a costat atât, asta atât. Eu vă dau cuvântul meu personal. Deci eu vă dau cuvântul meu personal, mă duc la fiecare ședință, mă costă 170 de lei, vă atac în contencios administrativ, nu o să spuneți după asta. Puteți să spuneți în sat, uite, domnule, asta se opune. Chiar puteți să spuneți cum mă deranjează. Atât timp când nu sunt de acord și nu sunteți transparenți. Nu sunteți transparenți la nimic, asta voi face, asta voi cere. Domnul președinte, deviem de la subiectul. Păi nu deviem, domnul Văcaru. Nu deviem de nicio culoare. Nu deviem. Deci asta este pe ordinea de zi. Asta este domnul Văcaru. Este la... Vă rog să preluați. Bun. Da, deci problema e felul următor. O să aduceți data viitoare, mai multe firme și vedem care face cel mai ieftin. Și al doilea, deci, și al doilea subpunct, care este scurt, tot la capitolul, face parte la secțiunea de sud, la buget, v-am cerut
tot în ședința trecută, să ne aduceți cât a costat marea decolmatare a șanțelor. 160 de milioane, domnule Dimitrie. Ia duceți vă jos și aduceți vreo doar. Dar de ce n-ați venit cu lecția pregătită la ședință? Domnule, eu n-am nimic de a spus, încă o dată vă spun. Deci, voi aveți o, nu știu, aveți probabil ceva cu mine. Dar nu avem nici. Dar eu vă spun în felul următor, am discutat și cu domnul Gureanu. Eu pun la dispoziție. Deci nu se poate pune probleme. Dar de ce nu se pune la dispoziția consilierilor dumneavoastră? Aici sunt probleme, că trăiei primăria, opreiei și cu bune, opreiei și cu secrete, opreiei și cu problemele gigante. Știți destul de bine, sunteți consilieri. Dar eu fug zi și noapte să rezolv anumite, știți destul de bine, că sunteți și dumneavoastră consilieri. Aveți impresia că eu stau în birou, dorm acolo? Dar să vă zic că cei care lucrează în primărie, când nu stau o oră aici, aveți tot timpul spre drumul. Păi nu, dar 160 de milioane a costat tot. Așa. Cum spuneam, că sunt 5, eu am făcut un calcul. Așa. Acei oameni vin de o lună de zile. Așa. Și ceva. Da. Ori 70 de lei pe om. Așa. Vine 1050 de lei. Plus transportul ăsta vine 1500. Așa. Da? 1500. Ori 45 de zile vine 45.000 de lei. Este calculul dumneavoastră. Deci eu vorbesc deci, pe cuvântul meu, deci nu, mie e foarte greu să cred așa ceva. Cum să fie numai 1.000 sau 16.000 de lei, 160 de milioane? Doamnă, trei facturi, concret. Cât sunt facturile, concret? Acumulează. Nu, doamnă, dar trebuie să măcar să niște. Dumneavoastră v-ați făcut o idee greșită. Eu am încercat să economisesc pentru că mediul când a venit și mi-a zis că-ți dau 600 de milioane amendă, i-am zis, lasă-mă o leagă să mă mișc, că din banii ăia, până la urmă, fac ceva. Și nu mi-a mai dat. Și am făcut 160 de milioane, am făcut... Da, domnule. Dar o să eu mai aveți ceva de completat? Păi, așteptăm răspunsul. Între timp ce așteptăm, îi dăm o înscriere la cuvântul domnului Văcar. Eu am o mică întrebare legată. Ne-am aprobat regulamentul de ordine interne. Și vreau zice așa. Orice consilier are dreptul să se intereseze de la compartimentul de spectacol al primării de orice problemă. Deci dacă cineva are dubii, merge la compartimentul contabilitate financiar, nu știu de ce sectoare mai sunt în primărie, să se intereseze legal. Despre ce este vorba? Trei facturi, două facturi și așa mai departe. Păi asta am spus în ședința trecută, domnul Văcar, dar de tot urmă ați domnului. Păi nici nu mi-a venit, domnule, cărpia asta scrisă. Păi trebuia să... Păi nici nu mi-a venit, domnule, vă întreb, de ce n-a venit cărpia aia scrisă, domnule? Păi dar și mama dreapului face mai dar n-am înțeles că să-i interesezi, că minima, domnule, eu vă spun doar și eu spun că nu sunt din Gău, cu pincuriți sau țin în rațe pe cineva, să fie clar pentru totdeauna. Nu, am cerut atâta timp când au cerut 1, 2, 3, 4 colegi au cerut hârtii înscrise, nici nu sunt, domnule, hârtii înscrise, domnule, nu că se mi-i să spune, nici să spune că îl face bază, îți face nimic, nu, domnule, hârtii înscrise, pentru că dacă domnul îi ferește, numai puțin, domnul îi ferește, cum aveam, o să fie ceva, vor fi clar ca astea, deci nu se, nu va fi mormântat nicio hârtie aici, vor fi controlii, clar, vor fi controlii, pe cine ea, pe Isulescu, pe Popescu și pe Vasilescu, ce-a făcut ăla, mă? Ce-a făcut? Dar hai să fii serios, ce treabă? La controlele de mine mă verifică, dar nu pe dumneavoastră. Nu, dar mi-a și pe noi consilieri. Eu sunt primul care au făcut băsă. Da, 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 dar mi-a și pe noi consilieri. Stați liniștit dumneavoastră. Nu stau liniștit, păi nu pot să stau liniștit, că mi-a și pe noi. Ce spuneți? Ce ai votat acolo? Păi ai votat cu mâna sus ca pelicanul. Domnul președinte, n-am discutat nimic. Acum am vorbit altceva român. Așa că n-am discutat să mai vorbesc. Nu are niciun rost să mai vorbesc. Da. Deci am ridicat o problemă. Răspunsul meu a fost dat de altcineva. Eu discutam cu dumneavoastră să se rețină pe aceea. Mai ales că altul va trebui. Vă rog frumos, deci vă mai cer a treia oară, și arăt din ședința asta a treia oară. Da. Deci vă rog frumos, vreau o adresă scrisă. Dacă vine cineva din sala, din comună și ceri să ducă la compartiment, cum a spus domnul Văcar, să se ducă la adică să se ducă. Da, da. Atâta timp cât sunt consilier în posibilul local al Comunei Târgu Trotuș, reprezint cetățenii din Comuna Târgu Trotuș, am dreptul să mă adresez în această ședință și să primez o hârtie oficială scrisă. Cu asta basta, să înțelegi, nu o facem aici. Da, da, așa da, deci, mai aveți discuții, votăm după care arbitrăm și factorul ăsta, da? Nu facem o copie. Sau, da, facem o copie. Sau facem o copie. Domnule, am primit un răspuns. Pentru că la acest raport eu am pus două întrebări. Am primit un răspuns. Păi... N-am primit. Noi știți și votăm astăzi? Dacă întrebăm 70% din consilie, dacă întrebăm, noi votăm o rectificare bugetară sau luăm niște altă parte
ca să cumpăr salarii din domnul. Dar eu cumpăr un pic. Pentru cine salarii din domnul? Pentru oamenii din primărie. O parte, dar salariile mari unde se duc, de fapt, este pentru însoțitorii cu persoane cu persoane cu handicap. Și acolo este o... Așa mi s-a prezentat ieri. Păi da! Ce se împărnește de la Busol. Ieri așa mi s-a prezentat foarte clar, votăm pe criticarea bugetară, s-a luat dintr-o parte, s-a pus în altă parte. Da, și nici s-a, nu acum, chiar, nu mă puțin. Ce s-a spus? Era spus doamna cu doar că se plătească salarii. Dacă nu votăm, da. Nu mai aveți salarii în decembrie. Da, dar majoritatea banilor, 60-80% se duc către persoane cu handicap. Nu contează la cine se duc. Deci, salarii, da. Fac parte din aparatul. Da, da, da. Ți-am spus ceva. Și vorbim, domnule, despre ce vorbim aici. Votăm din gardă, hai să votăm. Bun, hai să oricum voi fi. Voi fi pentru, că niciodată vă zic. Dar chestia că am primit ce vă zic. Vă rog. Da, haide să votăm și după aia mai discutăm. Cine este pentru buget? Da, deci 15 pentru. Gen 15. Acum aici domnul... Ca 15 că a venit și domnul Ceru? Da. Trecem la punctul 3. Trecem la punctul diverse. Înscrieți-vă la cuvânt domnul Liviu, domnul Ungureanu, domnul Stelian, domnul Moise și domnul invitat. Totuși, înainte de... Aș vrea să menționez, este domnul ar trebui să începem cu dânsul, așteptăm după aia, poate dânsul are treaba, a avut bunăvoință până la urmă să vină, trebuie să luăm în considerare lucrul ăsta. Da, da, da. Așteptăm ca să discutăm noi toate diversele. Da? Deci domnul Bodor este din partea DMC-ului, da? La domnul Dobotaru. Trimis-o în științare către dânsul și și-a găsit din domnul Bodor și mulțumim că a ajuns la noi. Domnul Bodor este vorba de protocolul respectiv. Da. Dar domnul Ungureanu a am avut mai multe discuții, nu m-a trebuit să se dea de dumneavoastră. Așa, și să ne prezentați exact. Deci, știți, bănesc că știți protocolul, primul protocol încheiat cu da. Canalizarea existentă, raporturile la canalizare. Da, domnul Ungureanu e interesat, nu numai domnul Ungureanu. Deci aici să înțeleg că mă interesează pur și simplu numai pe mine acest punct. Acum Am înțeles. Până de la țigărie până la biserică. Da. Și al doilea punct era cu raportul la canalizare. În fosta conducere s-a hotărât ca... Fosta conducerea primăriei. Da. S-a hotărât ca în locul acelor lucrări să punem la dispoziție materiale pentru alimentarea cu apă de la intrarea în de la căminul principal până în tuta până la biserică și parte din conducta de alimentare cu apă pe strada București. Sau București, nu? București. Da. Deci s-au adus față de ceea ce era în discuție în compensare cu canalizarea, s-au adus 200 de metri de țeavă de 110 care au făcut legătura între partea caminului de la intrare până la biserică și încă 650 de metri de țeavă de 90 pe HD-ul care s-a băgat pe partea... Cum s-a băgat, domnul? Cum s-a băgat? Pentru că lumea a fost foarte revoltată. Țeavă de 90 și beatul de 110. Deci, țeava este, am depozitat-o ca să nu stea acolo în centru.
Dar să știți că instalația am fost făcută. Pentru că nu puteam să așteptăm după studiuri și noi am avut discuții cu mai mulți și nu puteam, eram presat la un moment dat. Deci eu nu am văzut țeava, nu mi s-a spus că... Țeava este în curte la domnul la cultural. Da, da, da. Nu, deci nu mi s-a zis că acea țeavă e depozitată în altă parte, ne văzut, am zis că s-a făcut... Noi am plecat inițial cu varianta asta cu țeava respectivă, dar... Nu ne-a sărit și a spus că domnule, la vitrea subțire să fie mulți abonați, nu a fost în găsire, mulți abonați, și atunci am mers pe variantă de 110, deci treaba este așa. Așa. Referitor la... Nu știu dumneavoastră că este treaba ta nu este. Protocolul a fost încheiat, v-ați înțeles cu ei. Nu știu. Eu am să încerc totuși am o discuție cu domnul Drogotaru. Da. Zilele astea și... În afară de discuția care au avut-o cu fosta conducere, totuși aș vrea să mă ajute și eu. Deci să mă ajuta și dumneavoastră. Eu cred da? Că se găsește în înțelegere, că nu mă găsește nicio... Să știu respectă protocolul, adică dacă se respectă protocolul ăsta, vezi și nu se mai respectă. Deci eu vreau să menționez un lucru. De când am început ca să susțin, ca să ne întâlnim cu dânsii, eu am menționat de la început. Eu nu am nimic personal cu DNC-ul. Nici cu domnul Fodor, nu am nici cu. Vroiam să văd protocolul, dacă se menține sau nu, dacă nu. Dar acum ajungând la concluzia că dumneavoastră știați de acest demers prin faptul că era țeava acolo și nu mi-ați adus la cunoștință din prima. Ceea ce însemna că nu mai trebuia să-l aduce pe domnul Dohodan. Eu de unde să știu că Dumitale nu știa nimic? Păi eu de unde să știu dacă în protocol scria ceva acolo și s-a răstălmăcit după aia? Mi-ai spus după aia că, domne, vezi că protocolul nu este pentru că am căzut de acord ca să ni se anunțe. Cu cine am căzut de acord? Cu cine am căzut de acord? Păi da, nu așa se spune. Păi și atunci conducta aia, deci țeava respectivă care este la domnul Văcar, și trebuia montat, nu? De unde provinea? Este de la DNC. Țeava este adusă de ei. Dar eu totuși n-am înțeles. Pentru că în vechea conducere, dacă ați participat, ați fost... Dar înțelegerea știam de această înțelegere? Da, în vechea conducere am făcut și noi parte. Noi n-am fost informați de acest protocol. Acel protocol a apărut după ce au fost semnate și la insistențele noastre a apărut pe masă. Protocolul inițial a fost destul de clar și la subiect. Cel mai important lucru era acele racorduri la canalizare, să-ți facă în față la două, trei gospodării câte un racord, ca să nu mai bombardăm drumul încă o dată. Așa a fost protocolul în prima fază. Ce au mai făcut ei, ar trebui să-i aducem pe vechi. Mă rog, cine a luat decizia, să-i punem față în față și discutăm. N-are nicio legătură, domnul Fodor. Fodor ne-a explicat foarte clar unde și cum s-a ajuns, n-are rost să mai... O să întreb și eu ceva la chestiile. Există ceva scris la modificarea asta? Se poate de cineva? Nu, noi n-am găsit. Și care-i valoarea? Nimic. Aveți domnul Fodor ceva scris? Aveți ceva? Nu, o să știu și eu să vă spun. Eu și-am văzut că am consultat acel protocol, adică l-am citit. Apare destul de clar. Schimbarea țevii de apă, de la bufet până la s-a făcut aia, cazanul de suică, plus la acele raporturi care erau cele mai importante de raportarea cetățenilor. Dar totuși nu am înțeles. Da, aia nu s-a făcut. Se știa care erau cele mai importante. DMCO, așa să zicem practic, a adus. Deci, ca să alimentăm pe București și nu știu unde țeava, era depozitat acolo. Știam că pentru ce s-a adus, nu ni s-a adus la cunoștință. Deci stând acolo la domnul Botaru, obligat, că știam, am spus, dar nu i-am cumpărat țeava aia. Deci, în fața biserici. Deci a cumpărat primăria țeava aia? Aia care a dus-o domnul Botaru? Da. Păi și atunci nu știați, nu puteați să ne aduceți la cunoștință. Dar eu știu că dumneavoastră nu știți, nu înțelegeți. Dar eu domnule, dar eu am făcut parte din... Dar nici eu nu știam. Și întreabă tot părinte să nu știam. Ia-mi treaba aici așa. Cine știa? Cine știa? Știați de conductă? Doamne, știați? Adică că ăsta a făcut returul? Nu știam. Știam? Păi adică știai și mă lași ca să aduc DMC-ul încoace, adică să insiste 3 luni de zile ca să aduc degeaba oamenii ăștia. Știai că este un protocol în ea? Păi dar țeava aia dacă a existat, oamenii n-au acolo. Domnul Ionel, știați de țeava aia? Știam, nu?
Păi i-a dus de DMC, dar nu pentru ce? Președința a ridicat de o problemă, deci haideți să recapitulăm un pic. Cred că nu era dumneavoastră consilier, domnul Preanu. Când s-a băgat acea țeavă inițial pe traseul dinspre gara Andrei Țuică. Și am zis să se schimbe măcar primele tronsoane până la a doua poliță, ca să acolo se bifurcă, să se schimbe la 110. Știam inițial că țeava este de 90 acolo. S-a și scos din... Da. Deci știa. Păi se știa că i-a dus țeava de DMG-ul, dar nu se știa că s-a ajuns la pe cale amiabilă ca să nu fie făcut canalizarea, adică racordul de la canalizare, urmând ca dânsii țeava aia să dea pentru partea cealaltă, da? Eu de ce am insistat? Dar noi pe parcurs auzim ce spune dânsii, noi să ne luăm măsuri ca să putem să facem racordările la canalizare. Pentru că la pe noi asta ne interesează. Ajungând la concluzia că dânsii, așa deduc eu, dânsii nu mai au nicio treabă. Pentru că s-au achitat de sarcini de metale amiabilă, care au discutat cu conducerea veche, ca să aducă țeava, da? Ei sau retras, acum trebuie să vedem noi care e treaba ca să facem racordurile. Deci asta este concluzia mea. Racordurile pentru noi, da? Dar sunt foarte revoltat, pentru că am stat 3 luni de zile și știți el ce a zis? Că nu prea ați fost mulțumit de legea conducerii, că nu ați fost înștiințat niciodată de ceea ce trebuia, da? Așa ați spus el. Și dumneavoastră nu mi-ați atletizat. Deci 3 luni mă lăsați să discut cu doamna, face memorii, se duce, discută și nu spui, domnule, păi stai așa, domnule, că țeava aia a fost pentru... Domnul Burea, să... țeava aia a fost depozitată, colacii aia mari au fost depozitați vis-a-vis de... Dom'le, ce este depozitat nu mă interesează. Vis-a-vis de pe mine nu mă interesa. Păi dar eu de unde să știu pentru ce era depozitat? A stat un an de zile. Nu v-a interesat, băi, ce-i cu țeava? Eu de unde să știu? Chiar nu știam că nu știți ce... Domnul primar, haideți să vă spun acum ce m-a interesat. Ia spuneți-mi că s-a pus țeava de 90 acolo. Ați fost în partea aia, v-a interesat ca să schimbați țeava. N-ați fost acolo. Ce spuneți mie că ai fost interesat sau nu ai fost interesat? Bine, ai fost în media conducere, nu? Bun, da. Da. Eu sunt de vină pentru tot balamul. Păi dar cum sunt dacă nu mi-a ajuns la cunoștință? Doamne, uite care este situația. S-a ajuns, deci am discutat, doar chestia asta se putea să facă. S-a ajuns. Domnul Fodor, pentru că ne-a venit. Pentru că ce să mai explic. Adică dă-ți să ai explicat ceva. Țeava este pentru ce s-a dus în locul vostru, nu că s-a terminat. Da, trebuia să fim, deci trebuia să fi se aducă la cunoștință, da? Eu așa cred. Eu cred că suntem aici niște fraie. Aici toți consilieri. Pentru că noi așteptăm numai ca să ni se ridice. Domnul Fodor, trebuie să mai stea sau? Domnul Chiner, m-am o întrebare. A existat această posibilitate de a rediscuta pentru racordarea așezi foarte lucru. O discuție cu domnul. În principiu, da. Se poate discuta. Nu oare, vorbim să în principiu, da. Se poate discuta. Problema mea ar fi, deci la acordurile astea, da, da. Și specialist, eu nu pot să știu cine vrea să racordeze, cine nu. Pe traseu nu am văzut decât unul sau două pe mine, unul pe la domnul Gureanu. Așa. Eu te urez la trei să fie. Eu pe ce se întâmplă să mai astupa de asupra, pentru că la noi există metoda asta de a astupa cu balastrul la fiecare alege. Nu vă fac niciun reproș din punctul ăsta de vedere, dar eu pe traseu, în afară de un cămin care e în intersecție chiar la dumneavoastră, domnul Fodor, deci este de la Cristianul la colț acolo, nu de acolo vine canalizarea, așa, și ajunge pe drumul principal la domnul Ungureanu, ajunge la, pe la biserică și o leagă la 100 de metri mai la vale de biserică, spre salul catolic. Da, deci, este un stat, domnul Fodor, știți prea bine că știți ceva sunt în meserie. Deci, 50 metri este o... Există câte un canal. Există, domnul. Numai că s-a astupat cu balast. Pentru că s-a... Să vă găsi. Și este plană, zici, da? Da, dar nu ești nici la cine să racordezi. Adică nu, asta vine competența consilierilor și a primarului. Ca să stabilim, să anunțăm oamenii, să vedem cine vrea să... Și sună, bineînțeles. O să vină cine vrea, mă. O să vină timpul când fiecare gospodărie trebuie să se racordeze la canalizare. Adică, până atunci, nu să vină timpul de lucerul, trebuie să spunem clar și prin înțelesul tuturor. Până va veni timpul, noi, exact ce a spus colegul, am avut oportunitatea putem să putem să racordăm în mod aproape gratis. Însă, la o sumă exorbitant de mare care ni s-a vehiculat ieri,
1500 de roni, așa a spus, numit asta. Nu crede că va veni cineva săracului, pentru că lumea s-o spune de săracă. Săracă. Deci, în principiu, la toate alimentările cu apă, trebuie și canalizare. Și o să vină vremea când o să trebuie iau apă, plătești din soare, plătești din soare. Bine, asta o respectă nici nu orice. Nu, chiar, dar acum... Nu, există, este o garanție. Unii au poți, unii au alte... Dacă există și este asta, se poate face sau nu, numai cu acceptul celui care a lucrat. Șanță. Ca să nu garanțiesc să nu dispare. Vă spun despre ce este canalizat. Haideți să vă explic. Deci, canalizarea a fost construită în Gironat. Da. Și este în garanție anul nu? Eu cred că... Da. Canalizarea e o canalizare principală care preia în sat. Racordurile poate le facă... Oricine. Oricine. Fără ca garanția să dispară. Garanția. Da. Dar ei garantează pe ce au făcut jos. Deci ei garantează pe traseul conductei principale care preia și duce în stația din Obrari. Control. Principal e altă. Dar și de acolo se poate racorda oricine. Oricine sau cine vrea în căminele respective. Până la urmă, ce mari istorii. E un lucru de... Vă rog frumos încă o dată să mai întrebați pe aici dacă să scrie cineva la cuvânt. Da, avem domnul dumneavoastră, domnul Burean, domnul Sfânea, domnul Moise, domnul invitat. Și eu, care am mai văzut. Deci, o să fie patru subpuncte. Deci, domnilor și domnul consilier, la capitolul diversiei, unii dintre dumneavoastră nu știți, dar o să vă spun acum și fără să... Nu vreau să intru în polemici cu nimeni, cu absolut chiar nu-mi doresc. Vreau să facem ceva constructiv, cum am spus la începutul ședinței, unii dintre colegii noștri nu erau. Vreau să vă spun că partidul meu, UNPR, nu mai există pe scena politică, făcând fuziunea cu PNP-ul. Acum se numește Partidul Mișcarea Populară. Bun, Partidul Mișcarea Populară, eu fac parte cu colegii mei din Partidul Mișcarea Populară, încerc să ajut cât pot și vin poate cu idei constructive la dezvoltarea acestei comune. Nu vă ascund faptul că sunt candidat la pe liste la Senatul României. Eu cred că ar fi bine ca să pentru aceste alegeri să lăsăm totul la o parte și să facem ceva, să fie și cineva din această comună. Am zis nu? De folos ar fi, deci eu chiar v-aș mulțumi. Și chiar ar fi foarte bine dacă m-ați ajutat toți colegii ca să ajungă să fie cineva. Pentru că trebuie în primul rând să ne gândim pentru binele acestei comune, că dacă ajunge cineva de la noi, chiar dacă cu toții știm, poate nu am șansa să ajung la Senat, dar poate am șansa să ajung undeva la București. Și va fi o idee, o chestie care va fi benefică pentru această comună, pentru satul nostru. Va fi foarte, foarte, foarte benefică. Nu vreau ca să mă lauzi, să ne vedeți. Dar dacă voi fi acolo, vă dați seama că ești în aceeași comună, ai să sprijini comuna, dar nu o să sprijini cu cuieții din deal sau cu Camătăi. Deci asta este prima problemă. Și cu asta trec la al doilea subpunct. Domnul primar, vreau să știu în ce stadiu ne aflăm cu școala de la Târgu Trotuș, în speță cu toaletele. Vreau să știu ce facem, că ne tot batem cap în cap. A început anul școlar. Eu cred că mulți au spus și mulți dacă vor veni în această ședință și vor vedea de la organele abilitate în sus, mă rog, ISU, mă rog, cine mai sunt. Eu cred că nu ne-ar da autorizații nici pentru dacă am avea grup sanitar. Nu ne-ar da autorizații, pentru că acolo trebuie foarte mult de făcut. Da. Nu credeți că ar fi de cuvință să facem o dată pentru totdeauna ceva la școala aia? Vreau să știu exact când începem.
Vă rog să vă notați, pentru că aștept răspuns. Haideți să trec rapid peste asta, peste... Mă interesează foarte mult. În octombrie, știți că acum la sfârșitul lunii octombrie sau la început, da, cred că acum, expiră garanția la canalizarea din Târgu Trotuș? Greșit. E greșit? 22 decembrie. Mai avem o lună jumătate. Ce s-a făcut pentru concret? Să vă notați, ce s-a făcut concret pentru acest, pentru această comună, în special pentru satul Târgu Trotuș? S-a făcut, s-au investit bani. Bani grei s-au investit. Trebuia să mergem canalizarea la mama naibii mai mult. Mă rog, a spus ieri, ne-ați prezentat ieri, ne-ați avut rea din față. Da. Nu știu. Acum nu vreau să... Eu nu am văzut ranchiunos. Dar li s-au prezentat, li s-au futurat niște hârtii, 20 de kilometri, 10 kilometri. Unde? Mă rog, eu sunt puțin... Hai ca să nu deci, în primul fază îmi cereți ajutorul, da? Pentru că v-ați uitat în ochii mei toată discuția referitor la Camera Deputaților sau la... Domnul meu, dacă doriți să mă ajutați... Dar vă ajut, nu-i problemă. Dacă doriți să mă ajutați, bine. Dar oricum știu că nu mai veți ajuta. Una la mână și a doua la mână. A doua la mână... A doua la mână, haideți să spun. A doua la mână, știți care-i povestea? Deci eu vă cer, de asta suntem aici. Că dacă o să vină cineva din sat, poate ăla nu știe. Noi știm cu cine, cu ce se confruntă chestia asta. Da. Pentru că de ce, domnul primar? Haideți să vă spun de ce vă tot cer insistent de această chestie. Sunt direct interesat, până la urmă poate să coste și 2000 de euro. Sunt direct interesat să mă branchez la rețeaua de canalizare. Și acasă, și la punctul de lucru care îl am și care intenționez să-l deschid. Da. Am rugat-o și cu asta închei, că ar mai fi, dacă nu mai vrea, cu asta închei. Doamna vice, v-am rugat la ultima ședință, v-am rugat ceva. Vreau să-mi spuneți acum, franș în față, uitându-ne, ochi în ochi. V-am rugat... Nu, doamnă, v-am rugat la ultima ședință care a avut loc în septembrie, să mergeți în satul Târgu Trotuș, pentru că sunt vreo 30-40 de familii chiar, care nu au primit containere de gunoi. Da, avem două cereri. Da. Avem cereri. Da, cererile se fac, dar nu fac, la nivel de adis și rompresc analiza asta documentului, tot n-am primit un toaberon. Și Romprescu ne-a zis așa. Deci ultima de, care... Dar numai puțin. Ce v-a spus domnul Romprescu? Romprescu ne-a zis să facem din nou, să topim listele nominal exact, cu toți oamenii care n-au primit, pentru ca să nu fie probabilitatea să coincidă anumite familii care au primit de două ori. Și în cazul ăsta am făcut pentru Ciuta familii toate, plus 381 la Ciuta. Deci se cere o multitudine de acolo. Pe ultima fădă. Acele containere au fost distribuite de Consiliul Județean, da? Imediat după ce s-au terminat. Aceste containere au fost distribuite de Consiliul Județean, de Rompres. Da, dar vreau să zic că... Dar ei nu au primit cererea. Domnul Gelu mi-a luat-o înainte. Tocmai vreau să spun chestia asta. Da, acum v-am întrebat, ce ați făcut? Că spuneați că mai înainte se bătea cineva, nu mai dau nume, că se bătea cineva cu un piept. Aceste pubele pentru gunoi, exact ce a spus domnul Gelu, sau au fost livrate și aprobate din Consiliul Județean. Da. Okay. La Consiliul Județean a venit, aveți reprezentanți în Partidul Național Liberal, care sunt în Consiliul Județean, și a venit domnul și a stat aici, că vroia să vedea cum un piept domnul Ordeanu, că vezi, doamne, de ce nu vă duceți să vă ajute? Domnule, ești aici în Consiliul Județean, eu nu am pe nimeni. Eu vreau da, să mă pot duci. Bineînțeles că, avem și noi spate. Dar de ce nu vă duceți ca să duceți? Doamnă, pentru că vă faceți popularitate, vă spun eu, vă faceți dacă aduceți containerii. Sunt oameni care mă ia pe stradă și să vă mai spun ceva. Mă ia pe stradă. Doamnă, mă ia pe mine, că mă vede cu mine, mă execută. Adică în sensul mă execută că, bă, proștilor, asta faceți, nu dați containerii. Zic, eu te rog frumos să folosești cuvinte adecvate, nu să spui nici semn proști acolo. Pentru că eu vă spun sincer, așa cum am cerut dumneavoastră ajutorul la toți, pentru mine. Deci dacă cineva, eu vă dau cuvântul meu, mergeți cu mine din mână, din mânuță, cum mergeam la grădiniță când eram mic, și
Dacă cineva spune un cuvânt rău din dumneavoastră, din dânsul, îi dau un cap. Pentru că nu suport ca să jignească colegii. Păi clar, nu suport. Și mai e ceva, Am plecat în Germania. Haideți să vă spun o chestie, că sunt revoltat până peste cap. Am plecat în Germania, nu știu cine a venit, bănuiesc pe cineva. S-a asociat, s-a scurs niște informații că a plecat în Germania și vezi, Doamne, că a plecat cu fratele lui domnul Moise, cu domnul Cristi, ca să cumpăr utilaj pentru primărie. Da. Și îmi spune că deja am început să fac manevri în primărie, să fac afaceri cu primăria. Domnilor, vă, mă uit la cameră și vă spun sincer. N-am făcut afaceri niciodată de când sunt consilier. Nu voi face niciodată în viața mea nicio afacere. În această primărie. Afacerea am făcut, dar cu primăria din nu voi face, nimic. Nu vreau să fiu acuzat. Bună, pentru că cineva... Domnul Bacrean. Păi da, da, vini și... Eu nu mai zic eu ca primar ce drag și-s bun. Dar dacă ar veni cineva la... Nu, Acum am putut rog. Dacă ar veni cineva la tine și să spună. Domnul Adrian, s-a dat cineva, domnul Mititelu, ți-a dat 1000 de euro. Da. Cum reacționezi? Te rog frumos, fii sincer și direct. Cum reacționezi? Nu, păi nu te apucă, dragi, când spune. Păi dovezi, dar dacă omul spune că am plecat cu omul, cu fratele lui și să aducem grede pentru primărie, să aducem basculantă, să aducem nu știu ce mama dracului. Nu am făcut, mai spun o dată, nu am făcut nicio afacere, nu am luat două coli când era neaurică, vădă, ne-am luat două coli să fac două copii servus, atât. Am luat din această primărie, dacă trebuie, vin și îl plătesc. Ia un tot. Vedem cum s-a venit prețul, da. Da, deci asta cu zvonurile n-ai ce să-i fac. Da. Primul vizat e primarul totdeauna. Da. Primi-mă doar în chestia asta. Și v-a cerut-o și la ultima, scuze-mă, și v-a cerut și la ultima. Domnule, faceți o comisie și haideți la mine ca să vedeți că eu nu fur apă cum am fost acuzat, domnule. Să veniți la mine, să vedeți că nu fur apă. Deci chiar vă rog, dacă mă găsiți un metru de apă, eu mă ridic în picioare, cetățeanul Mitteliu, îmi dau demisia din acest consiliu, vă rog frumos, eu mă fac autodenunțul și mă duc și fac autodenunț la DNA că fur apă. Bun. Și să fie clară pentru totdeauna. Ați filmat de ședința, da? Deci eu îmi dau demisia. Deci eu, doamnă, nu vreau să fiu acuzat, că pe mine mă dor chestiile astea. Deci mi-mă dor chestiile astea. Da, domnul Mitteliu, dar oare pe mine nu m-a durut? Ia dreptați-o leagă camera aici. Oare pe mine... Vă rog să nu o dreptați. Duminica Vramului. Ia stați-o leagă, vorbesc eu acum. Duminica Vramului. Dar păi normal, nu? Vorbim toți pe rând și după aia ce nu avem serogramele 100%. Vorbesc eu acum. În duminica hramului, că trebuia să mă duc și eu la mine, la hram, am venit și am venit aici fără să mă ascunde populația din Dar domnul Adrian, dar de asta ești primar. Să-ți asumi oricine. N-am zis nu. Dar trebuie să vii să stai de vorbă cu cetățenii, trebuie să-i duci să vezi ce se întâmplă în comună, trebuie să-i duci dacă sunt găuri. Că pentru că toții suntem plătitori de taxe la această primărie, este cu trotul. Domnul Mititelu. Păi da. Acum, degeaba... Care ești? A primarului. Ce faci deja? O, stai, nu mai stai. Așa, deci și eu mă chinui să știți că și eu, și pe mine mă dor zvonurile aiurea. Și pe mine mă doare că trebuie să să completez o multitudine de acte pentru nimica toată, dar asta e situația, trebuie să mergem înainte. Nu am asumat, eu mi-am asumat. Da, dar măcar eu vreau de la tine sincer. Așa. Transparență da, și să fii corect și corectitudine. Bine, nu contest că nu ai fost transparent și corect, dar dacă ți-a sunt chestiile astea, tu ai spus-o personal. Eu sunt jupânul, sunt numărul 1. Nu, ai vreau să știu. Nu. Ia treptați, că nu-ți pe el. Cine plătește că ăstea sunt lucruri care trebuie plătite în plus? Așa. Deci trebuie plătite în plus. Eu nu sunt omul care se dau pe post, nu dau nominal. Că dacă dau nominal, după aia se interpretează. Așa, dar eu am spus dumitare. Era numai... Multe persoane. Domne, din buna mea, dumitare, am zis da. Vai. Și nu este jupă. Deci eu sunt doar un simplu om. La mine, în primărie, când a venit cineva, nu s-a pus problemă de audiență, să știți cum de bine. Domnul Adrian, dar varianta asta... Deci dacă mă provoacă pe mine cineva, eu când aduc ceva, eu vin și cu propriu cu argumente. Vrei să aduc înregistrarea? Nu vreau problema asta să poate nu puteți să facem asta. Asta e... Păi da, eu tocmai asta am spus. Ești jupânul, ești jupânul. Fă treabă.
Domnul Gureanu, pregătiți-vă de discurs. Da. Modest brav, să știu. Eu am terminat, domnule, gata ca să mă... Eu am terminat. Deci, doamnă, domnul președinte. Da, spuneți. Eu când mi-am terminat discursul, am, pardon, întrebările depuse, da. Aștept și răspunsul. Da, și după care, colegul... Deci, referiți-vă la școala, totuși. Așa, dacă am înțeles eu bine și vreți să candidați pe listele semnăturilor, bănuiesc că trebuie să știți că la sfârșit de octombrie este rectificare de buget. Deci, zilele astea trebuie să înceapă rectificare. Eu aș vrea ca grupul sanitar din Trotuș să fie făcut cu bani de la Ministerul Dezvoltării, nu cu bani de bugetul propriu. Eu cred că am mai avut discuția cu mai mulți dintre dumneavoastră. Înțelegeți? Totuși, e vorba de o sumă de bani, undeva la 6 miliarde. Hai să ne punem deoparte, hai să vedem dacă ne dau ei de la minister. Avem promisiunea că o să ne se dea de la minister. Așteptăm încă 2-3-4 zile să înceapă rectificarea și vom avea... Dar tocmai mai vorbeam la ultima ședință. Și încercați să ne rezolvați, să ne lămuriți. Da. Prezentați-vă în ce situație sunteți, ați înaintat proiectul. Da, sigur, domnule, dar am fost la Ministerul Dezvoltării, avem numărul de înregistrare. Așa. Deci este pus dosarul. Deci nu... Deci, în concluzie, spuneți aici, domnul, vă rog din suflet, îndreptați camera către domnul primar. Domnul Eugen, îndreptați camera către domnul primar să spună, pentru că domnul primar va spune acum, că știți ce va ieși, bombă sau o păsărică. Deci, domnul primar. Ia să vedem. Deci, domnul primar, în concluzie, dragi colegi și stimați doamne, grupul sanitar de la școala de Trotuș va fi făcut în vara anului 2017. Sub nicio formă anul. Da. Sunt nicio problemă. E adevărat? Da. Puteam să luăm bani frumos fără să plătim. Puteam să luăm bani și să ne apucăm de lucrări. Eu cred că sunt firme în Târgu Trotuș, dornicii, sau nu numai în Târgu Trotuș, dornicii ca să poată să facă un compromis, să apuce de treabă și după aia să li se dea sub... Așa am primit informații de la firme. Domnule, ne puteam apuca. Da, domnule, nu râde. Așa este că... Păi, da. Domnul, dumneavoastră nu cunoașteți legislația. Eu cunosc prin legislația, dar atunci când faci un contract, nu e. Valoarea este foarte mare. Am fost scos cumva acest proiect de SEA pentru achiziții? Nu, inițial noi ne-am apucat de o cerere de... La început. Deci haideți să ne înțelegem, colegul. L-am chemat aici proiectanții. Adică, eu cunosc foarte bine situația asta. Când am chemat aici proiectanții, mi s-a zis că suntem la stadiul de proiect. Adineauri am înțeles că s-a scos, ne-am dus cu jalba la București, la Ministerul Dezvoltării. Stați-vă, domnul Moise, la București. Da, la București, la Ministerul Dezvoltării. Ca să obținem finanțare. Dar noi dacă vreau să accelerăm și nu mai vreau să așteptăm să... Da, dacă se poate, puteam să facem demersurile pe... Făceam din bani în buget propriu. Păi și de ce n-am pus? Deci haideți să ne facem foarte clar. Noi am aprobat din buget propriu. Noi oameni. Acum iarna. Nu se mai... Cum să facem noi iarna acum? Cum putem să... Convierea, eu sunt... Ați fost și dumneavoastră acolo. Și în ședința de consiliu, de la școală, am zis. Mi-e milă că suntem în 2016. Nu vorbesc. Nu mai am copii la școală aici, dar aici au crescut, aici au fost scolarizați și noi la rândul nostru. Da. Astăzi, dar haideți să facem totul singur odată, să facem lucrarea din mai mare răsuri. Da, deci sunteți de acord să-l facem din bugetul local. Păi noi am aprobat odată. Păi dar noi nu am aprobat bani din bugetul local și să se scoate pisica. Nu se poate, vă spun sincer. Oricum să plătim. Deci, ascultați-mă o leacă, domnul Moise. Oricum, și dacă se va face din buget local, cum vreți dumneavoastră, mai sunt doi. Documentația până la anul în primăvară nu se va. Deci chiar dacă o începeam din... Urcam pe SEA, acolo sunt niște condiții. Termene de verificare, termene de licitație, termene de votare. Cineva, de cineva, haide să fim... S-a putea să tergiversat. Nu, cineva s-a putea să toată chestia asta. Am fost colegi. Și tot am spus, de când spun, școala. Da, bun, am aprobat în ședință când a fost Nea Ionica Babi și cu Nea Avădănii. Și am spus clar, ne puteam începe. Și au fost în vacanță elevii, se putea începe, că erau trei grupuri, dă-le încolo, trei și trei. Și s-a votat prin iulie. Haideți să mai repetăm încă o dată, sunt și proiectul ăsta a fost prima ședință. Prima ședință a fost și școala, da. Asta a fost de 5 ori, proiectul ăsta. Mă credeți că în mandat cât am fost eu, în mandatul meu de consilier a fost votat de 5 ori? Doamna secretar, dacă ajung la București astăzi și retrag proiectul de la Ministerul Dezvoltării,
Nu trebuie retras. Nu, lăsați-mă. Trebuie să... Dacă și așa nu... Legea nu-mi dă voie să mă apuc de ea fără păi să... Păi și așa nu te poți apuca de lucrare. Dacă tot nu te apuca de lucrare, nu putem apuca decât până primăvară, lasă-l, mama, n-ai de acolo. Ai văzut? Aici era și ideea mea. Nu? Deci, da, nu mergem la minister. Hai să fim serioși. Ori ne dă un răspuns concret. Păi da, domnul Moise, dar e... Ori facem la veto la București ca să ne aflăm. Rectificarea de buget. E aceeași rectificare de buget. Domnul și în alte localități, nu la noi, că... Nu, domnul, la nivel de guvern, mă refer. Deci ascultați-mă o leacă. Noi am dus PNDR-ul cu ala, da? PNDR-ul. Deci pe PNDR avem tranșarul, avem școala, așa, iar pe PNDL, așa, avem 4, avem drumurile. Drumurile care le-am luat la domnul Adoani, care le-am determinat și așteptăm răspunsul lor de la ei. Așa, avem pe PNDL. Păi, dacă sunt atâtea și atâtea... Așa, și avem cererea respectivă cu 300 de mii, nu? Pentru poli și codeți, care l-am depus. Da, dar prioritar pentru această comună, exact ce a spus domnul Gelu. Ca să nu mai lălăim, prioritar pentru această comună, toaleta la școală și drumurile, canalizarea și să mai... Astea sunt mărluțișuri. Și după aceea încep să vină rigolii, pasajii, trotuarii... Hai să facem o paranteză. Am înțeles că vă duceți exact pentru că sunt treaba asta duceți foarte greu. Cum primim un răspuns concret? Nu vreau deja. Să mă sune și dacă mă sună, plecat la duci. Da. Și am primit foarte probabil un răspuns. Deci rectificarea de buget se face la sfârșitul acum la sfârșitul. Eu vă spun un singur lucru, pot să vă dau un lucru. Nu trebuie să vă suni nimeni. Ar trebui să vă urcați în mașină cu cineva, dacă aveți pe cineva cu spate tare la Bacu, să vă urcați în mașină și să vă duceți și să o faceți până la urmă cu toate. Să nu mai facem și pe mine logic acolo. Asta trebuie. Pe mine nu mă sună nimeni, trebuie să plec de acasă singur, că dacă nu, dacă mă aștept să mă sune cineva, nu îmi bagă nimeni în traistea. Am înțeles, da. Bun, hai să mergem. Și acum, două secunde, încerc scuze față de colegii mei, o întrebare personală, ca să audă și colegii. Personală scurtă. Când îl demitiți pe domnul Ioșca? Pentru că acum sunteți familiarizați, sunteți uns, sunteți primar, când îl demitiți pe domnul Ioșca, ca să nu mai plătim? Pentru eterna că problemă, eterna problemă cu banii care îi dăm cu 27 de milioane domnul Ioșca, putem plăti 3 polițiști locali sau putem să pot face altceva? S-au 100 de metri din alegeri? 3 polițiști locali și 27 de milioane. Atâta se plătește, 900 de lei. Suficient. Sau 2, mă rog. Doi. Domnilor, discuția cu domnul Iosef am avut-o deja. El a spus că vrea să retragă. El a avut discuții cu dumneavoastră, nu? Adică aceeași chestie când v-am discutat și ieri treaba. Dar eu vă pun această întrebare ca să spuneți ca să audă cetățenii. Aceeași întrebare pertinentă. Păi da, credeți că nu e pertinentă sau e jignitoare? Ăsta, domnul Liviu. Dar e jignitoare cumva? Nu, de ce să zic? Deci eu întrebare chiar pertinentă. Deci v-am dat răspunsul și ieri vă dat răspunsul și acum. Păi nu, dar ca să audă cetățenii, domnul, că o să se uite și o să spună, domnule, ca să vedem, uite, primarul dă bine, pe sticlă și întoarce ăsta, dar să dea și ăsta. Bun. Următorul, cine? Voiam să spun, domnul Liviu, că plecat de adresa și tapelul care l-am pregătit. Doamnă, vă rog frumos, de luni. Deci acum este miercuri, când de luni începeți să fii ca niște trimiți, luni, marți, miercuri, noi până duminică. Inclusiv, ca să vadă, ca să aducă oamenilor, pentru că rupi, știți de ce, doamna, a spus, pentru că să aduc vino grămadii câini care îi dau drumul, doamna, a spus, și le rup sacoșii, doamna, le rup sacoșii cu noi. Și de asta spune lumea să te musati. Problema cu apa. Aș vrea să mă întreb pe domnul primar să-mi spună când am afirmat sau în ce loc am afirmat că tutenii fură apa trotușenilor. Așa se spune dumneavoastră. Nu, nu, nu. Să spuneți dumneavoastră când am afirmat că dumneavoastră și vă aduc și martor. I-am spus respectivule. Să vină aici la ședință. Dacă nu, îl aduc foarte frumos. Păi v-ați dus și i-ați spus în tuta după ce ați venit la Protuș, că eu am țipat aici la Protuș, că tu te-ai fură apa.
Sau a fost ședință anterior și am spus înainte. Ședință regizată. Așa. De ședință bine pusă la punct, pentru că... Și plus de asta... Dom'le, nu mă interesează ce a pus la punct sau nu. Ați afirmat, precum că eu am spus că tu te ridici cu un apa de la dușe. Păi și cum atunci vine să spună în paranteză denumirea lui Poștaș. Așa. Îmi vine la mine poșta și îmi spune că, mă, eu de ce mi-a zis, Adi, că tu ai spus la ședință că fură apă tutenii propușerilor. Deci omul este, domnule, deci omul este. Eu nu merg în țară ca pe principiu, spuneți, domnule, nu aduc omul în plasă. Deci cum arată. Deci ascultați-mă. Deci cum credeți? Nu știu ce credeți dumneavoastră. Domnule, am zis, domnule, omul mi-a zis așa. Domnule, știu, credeți când s-a plecat și revizat la un moment dat. Nu mă interesează ce a plecat domnul Inviteu. Mă interesează de noi. Deci dumneavoastră ați argumentat. Nu este. Păi dar cum să zică tutenii să vină la mine? Păi au venit la mine, mă. Ce? A venit la mine și mi-a zis. Așteaptă răspuns de la ai pus o întrebare. Deci ne-a răspuns a făcut legătura. Mai mult ca să vă. Domnul Rechid, la un moment dat, a găsit la început că, domnule, eu știu unde e problema, să fură tuta fură dintr-o. Nu, eu am venit informații. Da, domnule, dar ne-am confirmat. Domnule, vrei să spun că a venit informații de la cine? Știi și tu. Dar povestea este așa, eu nu am afirmat. Am informații și omul mi-a spus așa, domnule, informații vreau verificat să cifrez. Și mai știi cineva, mai știu de consiliere. Nu e adevărat, domnule. Vorbiți în știință de cauză. Următoarea întrebare. Nu vreau să intrăm în dar eu nu vreau ca să zic. Legătura... Din respect pentru vârsta acelui om, sincer, nu vreau să zic. Nu, da. Referitor la punctul ăsta, cum s-a făcut legătura? Pentru că am auzit și o variantă. Domnul Liviu Mititelu susținând că se fură apă din conducta, că fură apă din conducta de trotuș. Dumneavoastră fiind în același partid cu dânsul. Eu am susținut. S-a auzit, pentru că și la trotuș la un moment dat... Eu am susținut. Cum am susținut? Ca să știu și eu cum am susținut. Deci dumneavoastră ați venit în dimineața aia și am mers știi unde este problema. Nu mai trebuie mers în trotuș, că se fură din... Hai să spunem lucrurile ca să nu mai mințim. Că vreau să faceți colegul meu. Ca să nu fii mincinos. Te rog frumos. Așa. Am mers împreună, ne-am urcat în mașină și ne-am dus la tuta, da? Da. Ne-am urcat, deci etapele, deci așa au fost. Ne-am urcat în mașină, ne-am dus pe Hățaș, ne-am uitat, am luat contorul. Așa. Eu, tu, și cu Heneci, da. Și cu cel care încasează apa de la voi, nu, sau cine mai era, ne-am dus, ne-am uitat acolo sus, după care, deci ca să nu mințim, ca să spunem lucrurile, nu mințim, da. Stau de vorbă cu domnul Legiu după aia. Da, dar să știți că e foarte urgent. Nu pot să continui discuția, domnul... Povestiți, domnul Mititelu. Povestiți, exact. Deci, nu, eu văd... Deci, da, elegant, și, elegant și frumos ar fi ca să fii domnul Adrian de față și să știi. Deci, mai repet o dată, derulez filmul evenimentelor, da? Oprește până când să treacă pe strică, urmă. Trebuie să-l întrebi, nu? Este o întrebare. Domnul primar, păi da, răspunsul nu mi-l poate da domnul președinte. Cred. E cineva care nu are domnul primar din cei care s-au legătură cu repararea drumurilor. Poate să-mi dea cineva răspuns? Trebuie să așteptăm. Păi nu. Și vreau să văd și cu străzile. Tot domnul primar trebuie să-mi răspundă ca ce s-a întâmplat. Trebuie să-mi răspundă și la șansuri și așa mai departe. Dar am o grămadă de unde care ar trebui. Păi să știți așa, 1500 de lei pe zi. Deși aș vrea să știu. Pentru că nu 1500 de lei pe zi. Au spus că a dat, cât a scadat? 15.000 de lei. 150 de milioane. Deci, sau 17.000. Dar el, de fapt, de lei plătește 1500 de lei pe zi. Ori 30 de zile, fac 450 de mii. 20 de zile. Punem 20 de zile. Punem 24 de zile, da? 20 punem. O sâmbătă nu se lucrează. 24 de zile. 24 de zile. Deci sunt 300 de mii. El atât a plătește. Domnul Mihitel are o problemă. Doamne, nu apărtează domnul primar. Haideți, da, să vă spune. Vă rog frumos să îi dăm cuvântul lui domnul Mititelu, că nu are treabă cu domnul primar. Vreau doar să-i adresez o întrebare.
Cine stabilește ziua și ora când se ține ședința de consiliu? Cine a așteptat când începeam eu? Nu vezi cum am ajuns. Da, nu, ca asta puteți să vedeți. La ora 10 ședința, când noi odată am stabilit. Și să rămână, doamnă, consternat, vă rog frumos, dacă dumneavoastră îi trimiteți acea invitație. Am stabilit, la sfârșitul lunii, ultima joie. Ultima joi a săptămânii vom vota aici, la care este pentru, care este pentru. Am venit spre Coclauri, în salopete, m-am dezbrăcat, am venit la ședință. Normal, trebuie să vin. Nu, dar nu știam că o să fie vreme așa și... Când am timp, vin, nu e nicio problemă, dar vedeți că avem fiecare. Nu e problema de domn Băcar, că nu e presionat. Da, am stabilit corect. Am stabilit total. Are și o primare. Probabil nu am venit la ora așa. La ora 4. Nu, atunci facem după 6 ore. Facem după 6 ore. Nu mai am fost eu. Ce la ora 4. Ședințe la ora 4, nu faci după 6. Nu sunt noaptea să ordinezi ca să pleci. Poate mai sunt. E contabilă la primărie. E toată și au primit. Ca să vă susțin. Părintele va susține 100% și aveți o șansă mult mai mare decât cu domnul primar. O să știți foarte bine că așa o să vă duc și la... La... Dar ce faci de alege? Mă întrebați între voi. Nu, nu, nu. Dar nu, i-am spus cea mai ușoară, știi? Dacă câștigă alege. Legat de chestia asta, o să mă duc și la părintele. O să mă duc să iau legătura pentru că... Și la Tuta, și la Tuta, și la Trotuș. Și la Vișoara, dacă îi găsesc susținere, bine, dacă nu, nicio problemă. Pentru că... A, vă rog frumos, puteți închide camera, că nu face da. Pentru că știi care e la ora 7, mi-a dat un mesaj. Dacă poți să vină la primărie, vinci. E adevărat? Da, foarte bine am fost. Am venit la primărie, după care ne-am urcat în mașină și am plecat. Ne-am dus sus la Cățaș, am luat conturul. Am văzut, a citit. Păi nu, dar ai susținut că eu știu unde e problema. Că nu trebuie mers, că eu știu unde este problema. Păi nu, am mers la urmă, dar nu mai puțin, dar mă las ca să dacă vezi vorbesc. Nu mă las. Nu, nu, nu. Păi că dar ce sunt urmă? Cum s-a petrecut? Păi că dar trebuie să mă las, pentru că nu e adevărat ceea ce spui tu. Eu, acum tu mi-ai mai acuzat, eu am dreptul la replică. Așa. Bun, ne-am urcat în mașină, după ce am coborât la stația de apă jos, la pompi, am intrat. Te rog frumos, acum să continui și spui ce am găsit noi la pompi. Ce-am găsit? Am găsit un bypass? Nu există. Nu. Ba da, este un bypass. Este că un termen de specialitate. Nu mă rapid. Avem un singur contoar sus. Ăla este sfânt, ăla e acrabil. Corect. Ceea ce există la stație este contoarul de care intră în rezervor. Da. Bypass. Teoretic, așa e făcut, că e stație de clorinare, mai mult de acolo. Da. Are un bypass care intră în... Deci dacă nu vrei să bagi apă în rezervor, se poate bypassa și se trece direct. Da, dar pe direct era contorul. Pe direct era contorul. Bypass era făcut înainte de contor. Și... Dacă mă lasă, ți-e explică, te spun. Mai există încă un bypass. Care e direct cu țeava de 150. Sau 110, cât o fi. Care nici nu intră în stația de epurare a apei normală. Nu e stația de epurare, stația de clorinare și de tratare a apei. Care e direct pe Târgu Drotuș. Deci nu există așa ceva. Poți să-ți mai aduc încă un ajutor ca să faci o înțepătură de la 110 la 2 ori. E o întreagă tehnologie acolo. Trebuie să plac dita mai șanțul, trebuie aparat de electrofuziune, deci nu e așa. Nu există niciun bypass pe asta. Dacă, eventual, dacă puteți și îndrăzniți să afirmați ceea ce eu nu cred că m-am interesat, pe conducta principală a satului Târgu Drotuș, care trece prin Tuta, există 4 abonați care sunt prinși aici la primărie. Are contract. Domnul Ion, Emil Văcaru, adică Brutăriar, David Ion, nu știu cum e zice lui... Lenghel Adrian și Lenghel Adrian. Dar care sunt deja în afară, ei plătesc apa separat, poate cu drogă. Domnul Mititel, ați afirmat dumneavoastră, deci, după ce am calculat aici, da. Ați afirmat dumneavoastră, neieșind calculul, și v-ați dat seama că nu se fură.
cum ați susținut. Acum mi-am dat seama că trebuie să îmi spui cum. La un moment dat a spus, domnule, știu, aici e treaba că nu dădea cifra respectivă. Domnule, fiecare fură cu, cu doi țuri. Eu n-am spus așa. Vai. Niciodată în viață. Niciodată. Mai să trece, cum ai fiecare fură. Niciodată în viață, eu nu sunt mincinos. Și nu am afirmat așa ceva. Ceea ce afirmă ne-asum. Cum ați dedus? Sau cum? Lumea toată a dedus varianta asta. Ce variantă? Deci că dumneavoastră susțineați pe domnul Liviu, că la domnul Liviu a susținut că tot a fără din trotul și pe zic că vreau ce căuta acolo, că eram poze. Este foarte important să adăugăm, pentru că există această problemă, mă, Picule, adică să adăugăm, să înțeleagă lumea, că nu este nimeni interesat să bage rete între sate. Avem și așa o problemă foarte spinoasă cu această datorie moștenită, care trebuie să încercăm să facem cumva, să scăpăm, să aibă oamenii apă în continuu la gospodării, să nu se întrerupă apa. Și acum nu este soluția. Cea mai bună să vedem, băi, că fură tot apă, că fură Vișoara sau fură de lucru. Și nu, trebuie să rezolvăm problema. Aici este pentru că mi-a venit la poartă. Și mi-a zis, deci tuta fură apă pe țeava de la Dropuș. Și am stat pe gânduri și am rumegat un pic. Băi, să văd care. Dom'le, cine ți-a zis? Fărică, poștaș. Fărică, poștaș. A trecut la noi la Anche. O citit pompoarul de la apă. M-a sunat soția, a venit frumos acasă și l-am spus. Domnul Fărică, de unde ai matare informația, precum că eu am afirmat că tu te-ai fură apă. Foarte frumos. M-am întâlnit cu domnul primar. Domnul primar mi-a spus că tu ai afirmat că în tuta se fură apa. Asta a fost tot de dar domnul primar, ce spune? Intuitiv, el intuiește că dacă Liviu sau cine o chestie, atunci și eu afirm așa ceva. Păi tu dacă îi dai una lui doamna acasă, înseamnă că cine e în partidul tău, tot să-i trage pe una la doamna acasă? Eu nu dau în femei. Păi dar și te dacă nu dai? Da, deja te-ai. Haideți să vedem ce se poate face de acum încolo. Degeaba ne certăm. Acum pe ce s-a făcut? Păi dar afirmațiile să-și păstreze pentru el. Domnule, trebuie făcut ceva în continuare. Domnule, personal. Stăm de două ore aici. Ce personal te servește pentru strângerea banilor, colectarea banilor pentru comuna Târgu Trotuș? Și în special, Tuta, Trotuș și Vișoara. Cine se ocupă cu strângerea? Ce este vorba de Petruș? Știți. Da. Așa e, pe tuta atribuțiile va prelua un om care îmi scoate postul la concurs. Deci până acum a fost Fănică Ungureanu. Cine? Fănică Ungureanu. Țineți cont de legii. Și ce ați spus în rândul trecut dumneavoastră? Câți consilieri am fost atunci de față? Ce ați spus? Că în tuta cât sunt? Păi haideți să nu mai intrăm în poleme și să nu mai intrăm în poleme. De aici pleacă discuția. Da, nu răspundeți. De aici pleacă discuția la ceva cu cineva. Păi da. Deci, uite, lumea deduce că voi ăsta are ceva cu mine și cu ăla. Deci este un post care l-a ocupat domnul Ungureanu la Cărăboaia. Așa și datorită lui, bate omul din poartă în poartă, zi de zi. Eu fac aici o paranteză și adaug, răspicat. Datorită acestui om, nu mai dăm nume și mai facem, tot a ajuns de nu are datorii. Din ce cauză? Îl vedeți, toți consilierii care sunt din tot, îl vedeți dimineața până la ora 10, până pleacă oamenii la muncă. Este pe teren cu gentuța în mână și cu chitanțierul. Are momente când nu are poarta deschisă, poate își notează, vine seara înapoi și revine. Și seara până la 10, vara sau până la 11, umblă iar și nu umblă în timpul zilei. Adică nu găsești pe nimeni acasă. Și hai să nu ne atingem de cineva care își face treaba și nu știu ce. Există foarte bine acelea. Nu vorbim unii peste alții, că nu ne înțelegem. Haideți să lăsăm în pace ceea ce funcționează și încercăm să reparăm ceea ce nu funcționează. Da. Bun, mulțumesc. Nu, domnul Ungureanu. Trebuie acum să știți. Deci, pe mine mă dă problemă cu domnul Ungureanu. Puteți să lăsați o secundă domnul Dinu să spună ce vrea că nu se ferge ori. Da, domnul Dinu. Și după aceea. Mai este la telefon. Spuneți, domnul. În momentul când domnul Ungureanu spune din chestia cu furatul, chestia asta s-a afirmat în ședința trecută, parcă, sau știu, pentru că erau 2-3 oameni aici, care au fost în care din
Domnul, era domnul Hemeș, era domnul Socaci, Paul Martin, era domnul Martin. A fost adunare la președință. Când ne-am adunat. Adunare ședință. Și se poate întâmpla că chestia se plece de acolo. Domnule, pentru că deși au spus că orice nu și, pleacă, și am gândit o treabă care până la urmă s-a dovedit a fi falsă. Că ei au găsit nu știu ce, nu știu cum, care la urmă s-a spus că îi bypass de la trotuș la tuta și că îi fură tuta apa nouă. Da. Dar până la urmă, că m-am dus la ei, bă, frate, aveți, zic că e racordul nostru separat cu racordul lor, regimul la distanță. Voi ați văzut ce apă aia din conducta? Păi nu vă stai că acolo era peste nu știu ce apă metru, bă, asta e altă treabă. Da, da. Deci eu am aveți, aveți raport ce apă, robinete, mă, nu! Și nu știu cum spui că poți să furi apă. Știți prea bine ce le-am zis atunci la bereată și am plecat împreună la stadion. Și se poate întâmpla cu treabă cu furatul să pleci de aici la discuția asta. Orice discuție pleacă de oriunde, domnule. Deci ce să mai... Eu v-am zis atunci acum discutat, nu mi-am lăsat de lucru varianta care se zice domnul Bureanu. Și eu am zis eu de la început. Eu sugerez ca să fii cel care îi moderează și temperează lumea în sat, să nu mai să lăsăm conflictul la o parte, să nu ne mai acuzăm unul pe altul, sau să ne acuzăm aici în ședință publică, să facem ceva pentru că această comunitate să putem găsi o soluție de compromis, să plătim apa. Chiar dacă plătim eșalonat, nu o să vină cetățenii din tuta să-i plătească apa nouă. Asta este. Să facem ceva în sensul ăsta, că exact ceea ce ai spus. Când mergem, că am găsit contori, că era conductă mai mare, că tu ai spus, tu am găsit că nu mergea, când dădea ceas înapoi. Mergi, domnule, și schimbați cu asta bază. Au apa de aubită cei care erau. Dar ziua aia când a fost... Toată lumea, toți cei care ați găsit, toți au apa aubită. Să facem o completare. Când ne-am adunat atunci, după ce s-a plecat la stație și s-a discutat și acolo, și mă rog, s-a ajuns la concluzie să se mai monteze încă un apometru separat și de acești patru abonați aici undeva. După ce trece conducta în Târgu Drotuș, deja s-a demarat. Există acel apometru, nu? Separat. Da, avem un cămin acolo pregătit, așa par apometru. Se va pune un apometru separat asta și se va confrunta acelea lumea. Da, deci primul lucru, prima clauză asta a fost, domnule, totuși să aibă apometrul lui, pentru că lumea totuși așa a plecat cu varianta. Totdeauna cu acuzații de astea, că fură tuta apometru propriu sau asta. Da. Trebuie să găsim soluții, nu să... Cât a costat reparația drumului cu credere? Aveți un... Documentul jos. Da, domnul secretar, cred că a făcut dosarul ăsta. Ce? Că am pregătit documentația ce ne-ați trimis pe ăla. Da, pentru dumneavoastră. Duceți-vă, doamne, și aduceți-vă până la urmă. Domnul secretar, dacă are actele, da, pregătiți. Altă problemă. Deci dacă drumul a fost reparat, cine a semnat recepția? Dacă drumul... Deci drumul a fost reparat atunci, bănuiesc, nu? Așa. Dacă s-a plătit, cine a semnat recepția? Dar cine poate să semneze recepția? Nu primarul semnează. Păi bun, și bun. Ce garanție am avut după două zile, drumul se afla mai jamin decât înainte? Dar de unde să știu că vine ploaia? Asta nu este vorba de ploaia. Dar n-au fost acolo. Haideți, haideți, domnul. Păi atunci acum noi plătim și a doua zi tot la fel este? Ascultați-mă și pe mine un pic, ca să dispară aceste suspiciuni. Am mai adăugat, nu acum, în mandatul trecut, am mai zis. Orice recepție, orice asta, invitați, domnule, din fiecare sat, din fiecare ăsta. Sau numiți câte 2-3 consilieri la recepție. Sau dacă nu luați pe toți, cum toboșați și mergem cu toții, ca să nu mai întrebi, să începem atât de altă. Discuții. Păi discuții intră, pentru că nu, dar nu mi-a convenit că și ca să fie acolo în comisie, vezi, adică nu ne pune nicio garanție. Dom'le, eu fac, repar drumul, costă atâta. Dom'le, garantez că într-o lună de zile, indiferent că plouă, ninge sau ce este, drumul o să fie practicabil. Tot la a doua ce zi. Ce să garantez? A doua zi. Pe pământ, pe balat, pe balat. Păi dacă face lucrare corespunzătoare, eu zic așa, că este un expert aici, care a lucrat în așa ceva. Eu cred că dacă face o lucrare corespunzătoare, atunci poate să dea o garanție. În momentul în care merge cu lama în sus și trage o leacă, nu mai greblează, nu mai acolo ca și un copil, este o neclaritate. De ce? Nu mi se pare corect, după ce s-a făcut o lucrare, s-a încasat banii, să vină utilajul primăriei, să mă duc și să astup gropile a treia zi, a patra zi. E total inadecvat. Deci ceea ce ați făcut. Deci trebuia să-l lați așa, da? Nu. Trebuia să-l faceți calitativ.
Dar de ce nu facem odată o lucrare calitativă? Asta sunt mare probleme. De ce nu decopertăm, să facem ca lumea și am terminat budget. Noi o să plătim din într-o lună de 4 ori. De exemplu, acolo săptămâna asta, iar este nevoie să adunăm. Domnul Gureanu, drumurile au fost refăcute de 4 luni, cred că de vreo 6 ori, dar o singură dată am refăcut, dar cu buldonosul nu am făcut. E, atunci, fiind foarte stricat drumul, am băgat plan. Momenta clasică. Și acum necesită da, iar din nou să-l chemăm. Bărbesc. Domnule, că putem să jucăm cu buldonosul care stă în curtea primăriei, îl facem cu el. Când se va ajunge momentul în care vor fi gropi. Pentru că la noi, cel puțin pe principal, e traficul mare. Dar sperăm să nu. În așa fel încât să nu facem lucrările astea proste. Eu am altă chestiune. Ați afirmat că puneți jos pentru cutia cu reclamație. Da. Ați spus? I-a fost, domnule. N-am văzut, pentru că este poate depus într-un colț. Este acolo. Nu, nu, este chiar lângă colț. Cercul străzile a fost o problemă. Așa. Dai telefon la 112. Îi spui să vină în tuta. Da, am discutat și știu. O să trebuie astăzi să ne adunăm cu toți. Trotul să-și pună la punct străzile lor și să vedem denumirea. V-am zis cum se cere. Se cere documentație în spate. Ieri a zis dumneavoastră vreți să se numească strada eroilor. Mă rog, că-s vii, că-s morți, eroi sunt toți. Așa, venim cu documentația, vedem ce avem noi la primărie. Domnule, de ce vrem să facem? Pentru că așa trimitem la comisia la vacă. Așa, și așteptăm o săptămână, două, nu știu, după o lună, două au trimis. Asta e tot din mandatul trecut. Dar așteptăm, știți că suntem în 2016. Nu avem noi fărțile nici acum. Ori batim câții, ori batim acum. Dacă mergeam și aduceam un loc, să nu zic țigan, și îl puneam să vadă o țeavă de cupru, într-o lună de zile, toate străzile aveau denumire cu placarde. Noi nu suntem în stare în 2016 ca să știm unde și unde pe ce stradă stăm. Deci pentru că... Păi strada principală, bă. Păi ai explicat strada principală. Păi da, unde? La mare, la deal, strada principală. Bun, și devine pentru situația cine este? Eu, nu? Păi dar luați măsuri, domnule, ca să nu mai fie exact ca și cu apa. Începem și lăsăm demersul ăsta în comună. Nu este lăsat demersul. Demersul nu este lăsat. De ce ziceți că este lăsat? Dar nu se finalizează. Deci primul pas al nostru este să încasăm factura zilnică. Nu mă problemă. Uite, dacă mie ceva nu-mi place, și ți-o spun sincer, ceva nu-mi place la tine, așa de bine dă pe sticlă când te victimizezi tu. Dar și nu vine să nu mă pot, deci nu fac. Și te victimizezi. Și te vine sunt eu. Dar n-ai fost coleg cu noi, mă, trăiți ar familia ta, cu 4 ani de zile. Și din 2 ani jumătate mi bat, exact cum zice el, ca să mama dracului Silia din stres ca să dăm denumirea asta, mi bat din 2 ani jumătate. Nu vrei să faci. Deci nu ne șel la bătălie aici. Poți să mă timpani. Ia hai să închidem microbuzul. Îi urcăm toți consilierii împreună cu tine, cu doamna, îi urcăm toți și la prefectură. Doamne, uite care e. Ai și tu, ați, ari și el, am și eu, ari și cu tare, ari și cu tare. Și mergem la prefectură acolo să facem treaba. De ce nu facem chestia? Ne cunoști niște dar ne cerut ajutorul. Ia cer ajutorul și vin și facem treaba. Bun, nu mă victimizăm. Și victimizăm ca niște de alea pe ca să nu spun niște. Domnule Titelu. Hai, sfinții. Domnule Titelu. Deci ascultă la mine. Eu nu mă victimizez. Nu, nu. O dată la mână. Da. A doua la mână o să facem o ședință. Dar să nu spuneți că eu vezi că mâine plec în Germania, vezi să până la viitoare. Păi fă ședință, la ședință ești obligat să mă anunț cu 5 zile înainte. Așa, și în care la ședință, te rog frumos să prinzi, domnul Adrian, și problema căminului de la deal. Am spus în ultima ședință că să prindem căminul. Ca să scoate, să treci în domeniul privat, într-un domeniul public. Sau de domeniul public în privat, mă rog. Da, să se dădea foarte simplu pentru domnul Ungureanu. Mă, că nu este dat zazele, vedeți? Nu știu, măi, dar demonul nostru. Suponim domnul Ungureanu și după aia trecem la conveniți. Trebuia răspunsul să fie concret. Noi am făcut odată, în mandatul trecut, acele denumiri la fiecare strată din punct. Da, mandatul o gătă. Da, trebuia să spunem ce stare...
Comisia Județeană care a trebuit aceste denumiri a respins proiectul, pentru că s-a dat denumiri. Salcii, flori, trandafiri. A respins la Târgu Trotu și a aprobat la Părere. Dar de ce, doamna? A respins pentru că comuna noastră are un istoric bogat, să ținem cont de denumiri, să pe Alexandru cel Bun, pe Alexandru Artemon și pe-a dat de denumiri. Trebuie să venim cu aceste denumiri. Nu este, mă. Așa că sunt răspunsul de 5 rânduri. Minim între 5 și 10 rânduri. Doamnă, numai puțin vă opresc. Da. Această explicație care mi-o dați acum trebuia să vină cu hăt-hăt, cu ceva timp în urmă. Păi, acum, doamnă, când aveți? Doamnă, când aveți? Să facem o spunere la iarnă este... Deci s-a aprobat într-adevăr într-o ședință, nu s-a presat în 2015, nu s-a respectat procedura, s-a venit un proiect de hotărâre, proiectul de hotărâre a trecut, eu vă zic că în dosarul de ședință pe care l-am, nu am anexă la acea hotărâre, la prefectură s-a trimis hotărârea fără anexă, dar nici nu s-a respectat, nu s-a solicitat de la Comisia Județeană acest aviz. Vă rog, să nu și problema cealaltă de la sediu cea pe aici a fost și o greșeală de la, din partea... Să facem cămin acolo și nu mai venim la discutat. Dar în momentul în care a respins de la Comisia de ce nu am fost anunțat? De ce nu am fost anunțat? Asta nu m-am înțeles. Exact ca și cu un domnul, să știe că ția mă pentru cine este, dar lăsăm 3 luni de zile să aducem o mână de ceamă. Da. Da. Deci, în final, trebuie să ne luăm redenumirea ca să... Da. Deci, ea ne-a imunizat. Ei, era Comisia Județeană. Păi și de ce nu s-a luat până acum? Am fost capitală. Am fost capitală regională. Da, dar vezi că așteptăm în 2016 și nu suntem o stare. Da. Bine, căutăm în continuare. În momentul domnul secretar... Pur și noi, la urmă, iar te victimizez. Domnul secretar, din păcate, trebuie să... Nu, dragul meu, deci domnul secretar face treaba aici. Oh, domnul meu, frate, trebuie să iau două pastile de drum și pe... Ia, ia. Bun, următoarea de care, mă. Domnul Grean, următoarea de mai știi ce pastile mai e. Am... Deci vă mai las 5 minute maxim. Dacă nu trece în astfel, mai trebuie și noi la urmă. Doamna vicepreședinte, e absa acolo și am înțeles că veți pune camere de luat vedere. Da. Ați văzut de ce s-a înțeles că trebuie neapărat camere de luat vedere. Știți ce se întâmplă? Se ceartă vecinii între ei. Deci cel mai bine e cu camere de vedere și atunci nu mai avem treabă cu nimeni. Sigur. Intersecții, totuși, tuta de Ișoara, să avem intersecții principale, intrări, ieșiri, să avem... Da. Îi las să vedem colegii. Pentru că sunt stresați că prea mult durează. Bun. Da. Ați încheiat? Am încheiat. Pentru că domnul Gelu mi-a sugerat să închei. Domnul Sfârlea. Numai un minut vreau să vă rețin. Eu. Sunt tot foarte disciplinat aici. L-ai prins? L-am văzut când l-ai ciupit adevărat. Domnul Grea, ați terminat. Vă rog frumos. Puneți accent pe drumul ăsta și pe drumul. Este o problemă la Ișoara care trebuie rezolvată cu codul de la Maracici. Au fost și discuții de ani de zile, acolo se va întâmpla un accident. Podul de sus. Podul de sus. Domnul Gero a fost cu mine, știm despre ce este vorba, trebuie un pic reabilitat și pus limite de tonaj. Dar trebuie neapărat reabilitat. Bun, haideți să facem așa. Săptămâna viitoare, luni, marți, sunt prima din zile. Da. Să mergem împreună să vedem. Dar trebuie să fie și timpul. Da. Să fie bun. Să vedem exact. Am niște fotografii. Eu am fost în Văratici, referitor la drum. E jandic, așa. Acolo discutam cu domnul Drăgan Costică la un moment dat. I-am promis și dânsului că am să ajung. Trebuie în partea dreaptă, cum urcăm sus, trebuie o rigolă puternică. Acolo nu mai vorbește dale din alea de beton, probabil de la sânge de undeva, ați spus dale de alea la 2 metri și jumătate, 3 metri, se pot face lucrările alea. Vorba de 100 de metri. Am înțeles, da. Totuși, hai să mergem până acolo sus, să vedem. Formați o comisie, domnule. Sigur, sigur. Și putem eventual, putem să facem o științare și către ISU. Până, da, până la rezolvarea acestei probleme cu partea aia de drum, se poate circula pe partea asta la altă. Pe la Costin, pe ulița aia, pe la Neagu. Acolo va trebui vreo 200 de metri, va lăsa un pic panta aia. Dar nici acolo nu e regulă, nu? Este regulă. Este regulă, dar e noroi. Acolo se poate balasta.
Și pe urmă să o sucă. Deci pe deal se poate circula și dacă... Am mai făcut discuția. Dacă podul un pic este... Eu nu te-am întrerupt, domnul. Eu te întrerup, cam așa. Am mai făcut discuția, nu mă clipă. Vorbim iar vorbim... Domnul președinte, nu, ascult un pic. Nu, lasă, vorbim și... Trebuie făcut un studiu prezentat la Consiliu și... Domnule, atâta studii ați făcut pentru drumul de acolo, peste tot. Păi facem și acum mașini de balast ca să poată circula. De pe câteva mașini îți vorbe deja. Dar la neapă acolo nici nu poți să intre cu mașină mare între ei. Se poate intra. Ai fost ca deasupra, ca și eu. Acum nu se poate intra, dacă e uscat, acum se poate lucra cu camion, poate urca și cu cifra de beton. Păi eu, părerea mea, dus balastul, dacă avem un contract cu cei de la România, acum să profităm de situație, compactat și-a dus sort din ăsta pentru drumuri. Nu, sort nu trebuie, trebuie piatră mare acolo. Trebuie de pancă și sortul spară. Concasată, da, e o variantă. Da, trebuie și piatră mare. Trebuie piatră concasată și trebuie compactat și atunci e scaldă piatră. Așa cum mai pui mărgărișări. Dacă podul ăla va fi un reabilitat, măcar se poate intra o salvare când e timpul frumos. Pe partea aia la vorbim. Deci dacă nu faceți tot așa să prezentați, băi, atât cost. Deci mașini de la reparație, ori 2-3 mașini spui încă la ce au venit pe Tricadineaua și la Perumă. Și îți este supărat că te-am întrebat. Faceți un studiu, băi, cât costă asta? De aici general. Păi te facem o comisie cu domnul primar, cum te-ai ca consiliere din Mișoara, mergem și... Eu ce-am făcut, așa că problema să fie pe agenda de lucru. Când ai auzit că spune două mașini de palastru, te-ai bucurat. Ținem cont, domnul. Păi și cum aveți și mie, că drumul se despondă și valoarea n-am mai primit. Pentru că asta este ce mai simțea. Nu, domnul Mungurean, să primiți. Dumitale mi-ai spus și cu șanțurile. Domnule, când se va finaliza șanțul, vreau să știu că încă nu e gata, domnule. Ți-a zis, valoarea estimativă maximă. Nu, asta o să șai și dumneavoastră. Domnule, șanțul ăla se rezolva scurt și la subiect. Ce? Buldo excavator, cupă de asta și săpa într-o zi de 100 metri. Dar de ce n-am primat noi o cupă? În alte, nu mai o clipă. Frumos, dar mă lași să vorbesc. În Târgu Troduș, cu hotărâre de Consiliul Local, în fața fiecărei porți, amenajat frumos o intrare betonată, să aibă un trotuar om în fața porții, nu să săpăm șantul, să aruncăm și ne facem muncii. Sunt foarte în dezacord cu acest șant. Păi nu are unde să curgă apa. Există, avem curtuma în clipă, dacă nu mă las să vorbesc, când încep să vorbesc, încep să fiu. Să debruiesc. Deci pe viitor, acum s-a curățat. Trebuie să, nu știu cine a zis în alte comune cum s-a procedat. Nu vrei să-ți faci intrare și să fie ca lumea în fața porții tare, că ai tu, că nu știu ce? Dăm hotărâre de Consiliul Local, că eu bănuiesc 80% din cetățeni sunt de acord să arate ca lumea în fața porții, cu rigolă de unde să fugă apa. Nu să ne apucăm să săpăm, bă, aici șanta, aici stop, că intră petrică, nu, într-un... Și aici apa se oprește, se plutește. Dar de ce nu mă pui pe mine într-o nu mai ați spus de asta, vedeți? Păi, nu știi că îmi vorbești, doar dacă să pini, doamne. Eu am cuvântul, nu? Da. Puteți și nu-mi crezi, domnul. Nu se face viața așa. Așa. Am cerut în ședința trecută un răspuns clar unde ne aflăm cu proiectul de canalizare. Ce înseamnă proiectul? Cum vom înainta pe viitor? Și ce măsuri luăm cu racordările. N-am primit nimic. Așa. Am primit ieri o... Până pe 22, nu au zis că să fie, da? Deci, până pe data de 22. Noi am vorbit cu... Mi-am cerut să primesc un răspuns scris. Notați, doamne. Și facem din adresă. Adică să vedem. Avem un proiect inițial. Pentru restul de canalizare. Mi-ați arătat de ieri un demers. E bun și treaba. Deci demersul ăla a fost făcut cu cei de la proiectanții Adibului care fac studiile pentru 2017-2020, nu? Da. Ei au cerut o informare. Au venit aici. Deci da. Mare diferență între un proiect și o informare. Au venit aici, domnule, să vedem ce aveți voi pe cât avem nevoie. Pe hartă, pe calculator, li s-a desenat ce este. Ia să vedem ce vreți. Master planul, numai cât vă mă scuzați că vă întrerup, master planul pe județ pentru canalizare și adicțiuni de apă, mai avem, dacă nu mă înșel, avem încă 2 ani la dispoziție. Da. Dar dacă nu ne mișcăm... Știu. Deci la anul mi s-a promis, deci și s-au dus, pentru că inițial au fost vorba de 6 km pe Tuta și 12 pe Târgu Trotuș, iar acum ați văzut acolo că e 20 de km pe Trotuș
și 6 km jumătate. Deci am prins și străduțe. Chiar dacă au zis că nu, domnule, nu sunt de acord, nu îi vrea multe, pe domnule, hai să încercați să ne ajutați să facem. Da. Deci chestia asta va merge în prinsul master planul 272. În aștia 20 km care sunt în pe Drodoș, tu vor fi și pe strada principală? Tot. Deci principalul este strada principală. Strada principală vorbesc de... DN. Nu este strada principală. Da? Eu n-am zis să nu... Am înțeles. Nu ironizăm, că dacă ne ironizăm, facem mișto, după aia facem mișto. Nu o să știi când ironizez, că sunt serios. Da, deci asta am întrebat, ca să știi oamenii, ca să știu oamenii. Deci va fi prinsă, nu? Dar la, vor rămâne la statul promisiuni sau? E o minută încheiată. Sunteți prea pesimiști, domnilor. Nu înțeleg prea mult. Cum? Nu pare să suntem. Pentru că a făcut deformatare, mie nu mi s-a părut corect. Deformatare de acolo, de la EFAC, un altă Ocna. Și banii v-am dat. Puteam să facem aici... Domnul Laurențiu Ander, vă rog frumos. Deci o problemă ar fi aici. Toți vorbim de reabilitări, din construcția podurilor, din toate astea. Primul lucru este apa. Așa. Vreau să știți toată lumea când se va opri apa sau când îi va tăia apa. Deci ăsta e un singur motiv care chiar tot satul ne întreabă. Și în al doilea rând, lumea e răsplătită că de ce să schimbi ei contoarele care vin noi? Și că să schimbi primăria. Nu. Păi nu se poate așa ceva. Deci... Deci ăsta e un singur, e cel mai important lucru care... Știți, și... E prea mare financiar pentru primărie. Deci aici... Deci clauza CRAM îți spune în contract și nu e de acord cu criteriile depuse, nu se raportează la... Bun, și momentul e la momentul apometru vechi. Și băieții care... Lăsați-mi să mă oameni, domnul Gurean, vă rog frumos. Are apometru vechi. El are pretenții... Nu are nimic în fonice. Chestia aia se spune contoarele. Ce se face? Să-i tăiem apa? Deci cine are contoarele bune, da, cât să vor găsi bune și căminile la poartă și sigilate, nimeni nu are nimic împotrivă. Dar v-am spus, noi dimineața aia s-a început acțiunea respectivă. Domnule, un contor nu s-a găsit contor. Deci la primele 5-6 case, cel de la CRAM mi-a zis, domnule... Să ne plângem că ne oprește apa? Hai să-i dăm explicații lui domnul Ander, dacă cineva mai întreabă. Este o diferență mare între acele contoare de apă care le folosesc majoritatea, sunt de interior, ele se aburesc, transpire, nu funcționează. Sunt acele contoare care, bineînțeles, sunt mult mai scumpe, de prețul la vreo 3 apometri, cât e unde. Am încercat să vă întreb pe cineva și în jur de 1 milion în contoar, numai contoarul. E mai mare. 100 de lei, care are lichidă în omul, e un alcool și nu transpiră geamul, se vede corect, înregistrează corect. Și asta e cerința... Da. Deci, domnul Ander, cine da? Se... Deci ce le zice la pe următor, nu primăria vine și spune chestia asta. Asta, ce le zice la banul? Deci vine cu hârtia și îmi spune, domnule, uite, în contractul cadru, noi ca și cel care îți dăm apă, noi vrem așa, să avem căminile la poartă, așa, pentru că și ei au dreptul să vină să-ți verifice căminile, nu doar Petrușca să se încitească. Deci eu trebuie să respect ca să am apă, să n-am probleme, să încasez factura curentă, deci toată lumea să știe ca să plătească factura cât consum, atât plătește. Așa, s-a terminat că am avut bypass-ul pe culo, pe culo, gata. Deci toată lumea să înțeleagă, vrem apă, merge pe normal. Nu știu cum, mă scuzați, nu știu cum este la dumneavoastră la cuta, deci omul care umblă cu apă, da? Are chitanțier la el? Da. Bun. În momentul ăla, când a ajuns chitanțierul la poartă la tine, omul cu citit pe toată, ai spus, mă, nu știu, ai plătit? Da. Nu că, băi, ți-am luat metri. Cât sunt? Băi, vreți să-i un preț mai dai? Nu, banul. Dai banul și ăsta. Ți-a pus chitanțierul în față, îl plătești, nu-l interesează. Și asta vreau să știu. Deci, nu pleacă. Da. Un pic, doamna Montanelor vrea să plece. Nu, direct. Eu aș menționa un lucru. Ar fi cel mai corect să avem o prevedere. Toți? Cu cetățenii din Drodul să fixați dată. Să vedem părerea lor care este, ce să facem și cu cei din picioare. Pentru că aici sunt probleme cele mai mari. Și vedem atitudinea cu cetățenii. Trebuie să fie schimbat. Cetățeanul vrea să aibă apă. Nu-l interesează. Exact. Nu-l interesează ce faci. Să aibă apă. Păi și dacă îi spui să schimbe contoarul, cum nu-l interesează? Că ne-a vorbit și prea mult și prea mult. Deci, asta e. Trebuie să te contoarul. Am vorbit să-i spune de stat în contoarul.
Exact. Băi, știți ce mi-au spus cei de la Cran? Mi-au zis în felul următor, domn primar, cine nu vrea să-și pună căminul la poartă, că l-are în garaj, cum am găsit cămine în garaj. Termină așa. Exact. Nu-i dați așa. Deci nu vă dau eu voie să-i dați dumneavoastră apă mai departe. Funcția asta e contractul, respectați dacă vreți apă. Eu acum, pe restul, școală și restul bun și oameni care înțeleg, eu îi bag în aceeași oală cu cei care nu vor. Deci trebuie să acceptăm varianta să nu avem ce face. Apometre noi le-am solicitat să-mi dea și stilul de apometre. Să nu zic că după aia, domnule, nici ăsta nu-i bun. Mi-a dat el? Da, domnule. Un pic să zic ce n-am este pentru el, în ajutor. V-a spus problema odată cu apa se pună de băut? Dragă, oprește apa. Da, oprind apa, știți că se adună microbii. Când dai drumul la apă, microbii intră în corpul oamenilor. Crabul acest lucru a fost problema. Dom'le, această cumnătără cu frotoși închide numai microb, pentru că crabul îi se trezește că câte probe s-au făcut în țară cu frotoși pentru apa potabilă? Lunar. Până în prezent. Unde? Lunar. Publicați-l. La serviciu... Vă aduc eu de acasă, proba mea de acasă, să vedeți că nu-i bună de băut? La ce? La ce? Pe crabul normal prevede că la fiecare săptămână se ia probă la apă. Avem contract cu el. Deci este contract cu el. Fiecare săptămână se ia probă la apă. Fiecare săptămână se ia probă la apă. Se trezește lumea cu piatră la remit, piatră la fier, piatră la ficat, peste tot. Se trezește la spital altceva în altul. Păi ce apă vezi? Lumea... Și iară ceva. Deci, am vorbit cu domnul primar ieri, la seară, să facem un proiect. Un proiect. Și la tuta aveți surse de apă și aia. Hai să facem un proiect de la Comunitatea Europeană, să facem o stație de... Să facem așa. Colectare. Stație de colectare și epurare. Filtrare. Filtrare, de epurare, de pot ca să... Zice, deci, băi... Domnul Andrăz, sunt două variante referitor la discuția asta. Una e felul următor. Putem aduce proiectantul respectiv care se ocupă cu chestia acolo. Sunt zone, sunt zone unde, într-adevăr, s-a făcut. Trebuie adus și unul la mediu oameni. Trebuie autorizați și autorizați. Pe de la mediu, sigur. Așa. Deci, dacă noi reușim ca în timp de un an, doi, să dăm crabului să ia primăria buba asta de noi, noi nu vom mai putea accesa sistemul lor. Asta înseamnă instalația. Ce sistem? Dar ce vă promovăm acum? Să vedem ce proiecte se vede. Păi da, în ședința următoare vă aduc un proiectant, dacă vezi, în domeniul ăsta. Păi cum se dată rezoarele să le băgăm cu... De ce nu luăm în considerare? Eu nu sunt împotrivă, eu am discutat asta de mult. Bun, deci asta a fost o propunere. Să o vedem și asta. Ai răspuns? Grabă e o problemă. Grabă are stația de... Stația de colinare foarte bine pusă la punct. Acum au făcut investiția la Cărăboaie. Da. E o întreagă arababură să stai. Să obții acea autorizație și trafici pe ei. Se poate și mai este legal. Da, dar noi încercăm, deci nu se poate face. Apa de la Barniț a fost dusă la... Și nu e bună. Și nu este bună, are investiție. Păi avem stații de colinare, dar trebuie să te autorizezi. Să vezi că nu se dă și stații de curare. Deci dacă va veni SCR-ul... Cine mai ați luat? Dumneavoastră sunteți. Păi, să zic eu de drumuri. Da. Drumul nu o să fie niciodată, că nu sunt rigole. Eu am fost am pe listă. Nu. Când se face un drum drept, drept, nu o să avem drum și dacă stau drumul drept în fiecare zi pe drum. Dacă va sta autogredul închiriat zilnic pe drum, nu o să avem drumuri. Că nu există o pantă de scurgere a apei și cu rigole. Păi în sat normal, acum ca să fie... Da, să-mi iei un cartier, să fac eu lucrare, să-l dirigez eu. Dar cu condiția să scoată fiecare podeste apară. Nu, că unul face podestul mai sus cu un metru, unul face mai jos cu jumătate de metru. Că îi să... I-a venit lui și când merg cu timpul se asfaltează și mi-e trebuie să rămână podețul. Nu, dacă îmi vine cu asfaltare, strică podețul. De la poate doi... Normal, normal, acum ar trebui un cartier făcut de probă. Eu zic, dacă da, vreau... Deci, toate podețele stricate, făcut canalizarea cu topos, adică să ducă apă dintr-o parte în alta, să scurgă, făcut drumul și eu garantez că jumătate de ani ține drumul.
Da, domnul Dinu, să știți că eu m-am gândit la varianta și cel puțin de București noi am avut discuții cu domnul Dinu. Am avut amestecă. Exact. Să treacă pe domnul principal, pe domnul principal mai departe, să discutăm mai nou. Așa. Da, trebuie bani de proiect. Deci trebuie proiect. Ați văzut ce puțin cu... Dacă se vine autogrenderul, se repară drumul, nu trebuie? Da, nu, deci nu se compară 26 de milioane cu... Banii ăsta care face autogrenderul, ca să luăm și înstit că... Într-un an de zile se ridică destui bani, eu zic că drumul se poate scoate afară 30 de centimetri, pus macadam de CFR-ul și nu se mai strică 5 ani de zile. Exact ce face un an de zile, ce, cum se... Vine autogrenderul, trece cu... 3 cm puțin mai mingește acolo drumul și ia bani de 4 ori pe an, cu banii respectivi poți să scoți 20 cm din drum afară cu excavatorul, faci rigulă pe lateral, pui piatră de CFR-ul care să se infiltreze apa și nu se mai strică 5 ani de zile. Și peste piatră de CFR-ul? Nimic. Nimic. Se compactează și așa rămâne. Când plouă, apa se duce. Da, da, da. Faceți o vedeală o mașină de... Nu e adevărat. Eu zic că mașina de macadam costă de mașina de soc care se duce de la mine. Păi, dar n-ai primit pe piatră spartă, nu trebuie să fim mai pe piatră de ce. Facem o evaluare. Da, da, da. Că tot costă lucrare, facem o evaluare, facem... Ce să facem? Că am întrebat pe piatră de piatră că piatră spartă mare, atâta costă și tot sortul, mai mult costă. Și facem pe segmente. Și rostoare. Să pui asfaltul. Da, da, da. Până la asfalt. Până la asfalt. Deci nu ar face că și așa. E așa de pe la asfalt. Cu asfaltul. Da, da, să-l scoate afară. Nu, că te-ai zis să-l scoate afară. Să-l cheltui banii degeaba. Ați vorbit, da? Nu. A, scuzați. Păi, dacă ați vorbit... Nu este stenogramă. Eu sunt mecanic utilaj de la Sierdom. Nu sunt... Nu că am nici mașină de la Sierdom. Dacă mă credeți. Nu mă contraziceți. Că în drum, dacă ți-am zis să scoate din drum afară, să facă la top, o când vine asfaltul, nu mai trebuie să mai facă nimic. Ia bani doar pentru asfalt. Este prins în proiect, o să fac asta. Normal. Dar nu scoate afară, că... Nu mai. Păi, pe drumul de la Oneșu, dacă ce s-a făcut? Ce proiect a fost pe ăla? Că a pus balastru pe drum și a compactat măcar. A pus balastru, s-a pus asfaltul și are revedere. Ce proiect ăla? Sunt 3 km de jumătate. Aici dacă se pune macadam de CFR, eu compactat. Păi mai trebuie scos afară. Păi vine cu 120 cm sau 15 de asfalt și gata, s-a terminat asfalt. Da, interesul să uităm cât face o mașină din aia de macadam. Da. A fost cineva care a discutat la un moment dat. Da, prețul din mașină. Da, n-ar fi... Și mai este varianta cu telefonul ăsta, cu telefonia mobilă. Eu am făcut acum vreo 3 ani de zile de mers la Orange, prin primărie. Adică prin primărie s-a făcut de sesizare, precum că semnalul este foarte slab, în toată comuna. Ieri am avut o vizită de la cineva de la București. Bun, acum să zic a doua. Acum am trecut la Telecom. Telecom a ajuns la nivelul Orange-ului. Nu mai e semnal nici la astea. Nu se poate lua o decizie, doamne, hai să montăm antena pe care o fi, că e Orange, că un Telecom, undeva. Nu, nu, nu. Dar a fost cineva, eu am fost la ultima oară când am fost la București, stând 2 ore în fața Parlamentului, domnule, am văzut un sediu Orange. Hai să intru alea. Și am explicat problema. Domnule, uite, sunt în Bacău, zona cutare. Ce se întâmplă, domnule? Nu avem semnal. Și suntem pe cazuri de urgență. Sunt comisii, sunt așa. Nu, nu am semnal. Deci nu sună telefonul, e o problemă. Și mi s-a explicat acolo, domnule, știți că la nivelul unde n-au semnal cei de la Vodafone se ajută cu Orange-ul se ajută cu Vodafone-ul. Bine, bine, dar aceeași treabă, că acum am și cu Vodafone-ul și Orange, aceeași treabă. Nu-i semnale și la unul și la altul. Dar veniți și montați un releu. Noi, ca primărie, vă putem ajuta cu un spațiu. Sus, la cruce sau în centru, dacă aduce un releu mai puternic, pentru toată comuna, ar fi ok. Ieri la discuția domnului respectiv de la București, a zis că, domnule, punem 3 în 3 locuri. E foarte bine. Dar să vină odată. Eu m-am avut acasă aparat special de la Orange, numai pentru că am făcut prea multe sesizări la ei. Aveam semnal și în veci. Mi-a dat un aparat, 500 de euro costă, bate la un kilometru distanță. Și este vândut la cineva în sat. Aparatul respectiv, am zis, în veci, dar dai semnal tu. Da, pentru că le-am ținut în scurt, cu teancul de sesizări, de la un moment dat. Și s-a aflit. Deci prima variantă care mi s-a spus, prima oară când ne-am întrebat acum 2 luni, mi s-a zis, domnule, trebuie să veniți cu, să trimiteți pe fax sau pe mail
o cerere tip și cu semnături în spate, domnule, hai, domnule, chiar și iar începem parcă... Am făcut eu da. Cerere de astea, da. Ieri băiatul care a venit, domnul respectiv, mi-a zis, domnule, uite, facem noi, le solicităm noi ca să aducem. Dumneavoastră dați acceptul, dar veniți că vă dau, domnule, dar să se pune problema, să nu vă dau și acum. Și am și zis, domnule, dacă mergeți pe varianta asta, vine altă firmă ZAP, care se ridică și îl ia, interesul vostru să aveți semnat, nu? Și interesul nostru să avem semnat și noi, sigur. Da. Aici. Mai aici. Dacă domnul Robert a terminat, dar mai fi. Înainte de a încheia ședința, cred că nu, înainte de a încheia ședința, nu erați aici. Și am spus clar, deci este ultima dată când se mai ține, cum se face, că fiecare cum face, cum îi se ridică pălăria în cap. Așa. Ședința ordinară va avea loc în ultima joi a fiecărei luni, la ora 16. Este regulă? Nu. Dacă nu facem noi, dacă nu facem noi, inițiem noi un proiect și cum facem? Domnul Mititescu, păi câte ședințe au fost dimineața la ora asta? Păi, nu mai contează. Asta e prima. Prima dată să facem... Da. Ca să am vorbit cu domnul Moise. Domnule, dar de ce ai pus? Domnule, dacă trebuie să plec și am să plec, o să ziceți, bă, ea s-a venit și nu a vrut să vină la ședință. Nu, domnule, vin, domnule, explic. Bă, după aia dacă îi plec. Asta este toată treaba. Deci nu și doamne iartă. Da, domnule. Am înțeles că trece prin sat pe la noi Erdesul. Este adevărat? Sau nu știu, nu știu, este. Noi discutăm să mă mai cu domnul. De la primărie n-am văzut. Dacă este, nu se poate vedea care ar fi beneficiul Erdesul, cine vrea, la Erdes și cu Dante? Dante sau Dante. Dan, sau Dante. Cine este? Dante. Este companii private. Asta treaba are primăria. Asta vreau să spun. Treaba are primăria. Da, are primăria până în 2019. Contract. Ce are primăria? Contract? Intrați pe site pe internet și vreți, Dan, că a făcut semnat contractul. Nu, cred că nu știu. Da, da, da. Și dacă vrea să zboare, se poate scrie la Agenția Națională. Nu e vorba de zboare. Este da, vorba. Să vedem dacă avem facilitate. Și nu mai semnat. Nu trebuie unde, în general, lucrurile e cert. Oamenii voi. Competiția scade prețul, nu? Și da, da. Oferă... Poate avem... Mai deci nu sunt putre. Nu știu acum, nu sunt, nu am documentat, dar deci dacă orice, este... orice aduce acolo este și bine. Nu, m-am exprimat pentru că acolo este și linie telefonică. Da. La toate trei serviciile. Da. Toate trei serviciile. Este și internetul, este de... Referitor la internet, nu de eu am ceva cu... Da, da. Da? Eu cel puțin n-am ajuns. Am dat la grămadă internet. O bandă de 30 de mega la toată lumea. Dacă s-a încărcat 100 de persoane, ai un mega. Dacă s-a dus... S-a încărcat lumea să nu mai am o întrebare. Da. Cum stăm cu postul de secretar, că a fost interimat? Până acum. Postul de secretar este... Am înțeles că este scos la concurs. S-a făcut atât secretar în FP. Așa. Să deci, depun dosarele și când avem examenul? De 25. 25, mai vrei? Și-au intenționat sau... Deci este pe stream de la noi sau e pe... Este post pe Govără. Este postat pe Govără. Deci a intenționat și-au exprimat cineva intenția să vină să, pentru să... Dar poate să vină oricine de unde să înscrie la examen. Dar unde este? Că a întrebat cineva, chiar că acum mi-a adus aminte, că dacă tot a plecat. Cineva a întrebat, nu există, unde e publicat? Ne ai văzut pe post de consilier personal. Deci postul de concurs este... Și nu poate urmă. Asta să... Nu poate urmă. Asta să-i explice, doamna. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Cine Administrația Națională a Finanțelor Publice? Nu. Agenția Națională a Funcționarilor Publice. Este pus pe postor.gov.ro. Este documentatul, deci este pus. Primăria Comunitară Lutrotă, care se lasă așa se organizează promovare pentru ocuparea funcției publice de secretar al Comunitării Lutrotă și Bacău. Deci este. Este postat. Promovare sau examen? Poate e promovare, dar primăria examen. Tot examen. Nu, nu, de primăria ce... Este postat. Nu e concurs sau ce? Ba da, nu-ți fie concurs. Unde se va ține acest concurs? La noi aici, la București? Primăria acceptă ce se dă de la guvern. Dar nu organizează primăria. Primăria are ce legătură. Cum e aici? Orice funcționat din primărie, în afară de secretar. Are și primăria. Restul la secretariul cu Bacău. Nu, sunt examene pe
care le organizează în efectiv, secretar, auditor, arhitect șef, pentru șefii de birou și altul. Toți se organizează aici. Deci organizează primăria. De-aia, scoara, care-a dat de punct. Declara ședința închisă, da? De-aia și-i vă.